Ah, de fapt, da, chiar zice jumate, da. La ei, da. Voiam să mă culci, și tu ce faci acum? Bă, ce... Mă rog, las. Lasă, știi ce? Sunt oameni care au venit, care m-au descoperit în ultima jumătate de an. Așa e, așa e, chiar așa e. Da. În ce nu știa, cu un an, doi, făceam stream-uri până la 5 dimineața, una daily. Că ăsta sunt ca om. Ia uite-l pe de 958. Mâine întârzi la muncă, zice. Tare-și dracu, că ai facultatea, ai liceu. Bună seara, bună seara, bună seara. Dețca, îi mulțumesc. Nu mai sunt până la 4 la George Sir. Cine știe, poate mai stă. Hai că mai stă din când în când. Dar v-am mai zis. Mi-am dat seama că nu este sănătos. Nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră. Mai stă când îl apucă damblaua. Da. Da, tot cu Erasmus suntem plecați. Da. Mâine ne întoarcem. Da, am văzut că a murit Arșinel. S-a dus să... Să bage pastile cu ungerii. Da, să vă zic. Să-i ducă pastilele lui... Cum o cheamă, doamne? Stella. Lui Stella, da. Și eu plec cu Erasmus luni. Tare. E tare Erasmus. Unde duce? Te aștept la Aerogara, dar da, să vii cu Nubira să mă iei. Vin la militar cu Atlasibu. Bă, sincer, îmi pare atât de rău că nu este trenul mai accesibil în zi. În Europa, în general, că și conexiunile între țări sunt praf. Dar mai ales în România. Efectiv, aș merge doar cu trenul. Stai, dar m-aș sui în tren și aș merge doar cu trenul. E așa... relaxant, nu știu. Am murit și Culiu, toată lumea. Cum una... Recomand Erasmus, am fost de 2 ori, zice Dănuț. Nu dacă ai fost Dănuț de 2 ori, să mor eu. Cum ai fost de 2 ori cu Erasmus și tot conservator ai rămas, să mor eu? Unde te-ai dus? În Polonia, unde te-ai dus? În Polonia și în Ungaria, unde ai fost cu Erasmus? În Portugalia și Malta. Omul, bine, hai că și portughezii nu sunt cei mai progresivi oameni, dar progresiști. Eu mă întrebă, Faiăr, te-ai uitat la gala RFX? Nu știu ce e aia. Te rog, spune mai multe. Vă rog, despre binele vostru nu mai întrebați. Dacă vreți content în seara asta, nu mai întrebați. Postul meu, Malta. Orașul Malta. Dar nu, ți-ai lăsat lopățica și găletușa la nisip în ploaie. Ți le-am lăsat lângă ușă vecine. Da, Dănuț 58 a făcut Erasmus cu grădinița. Pare foarte rău că n-am accedat la învățământul superior încât să mă duc și eu cu Erasmus. Sincer, unul dintre regretele mele în viață. Chiar mi se pare cel mai tare căcat. Invidios toată lumea care zice: a, am stat o lună am stat jumătate de an în Portugalia. A, ok, tare. Sabina, vezi că paharul se ține de jos, să nu lași urme. Și mi-ai zis încoată ca să nu lași urme pe pahar. Paharul se ține așa. Nu, actually, se ține. Da, să nu cumva să încălzești. Dar nu e ca să nu încălzești. Să nu cumva să încălzești ca acest vin luat de la supermarket. Am văzut în Cadiz, Spania, șmecher. Șmecher. Voi bine sănătoși? Noi am fost, ne-am plimbat în... Montmartre. În Montmartre. Că ai zis morții, mătii, cu accent franțudesc. Dacă a fost peste 5 euro, e bun vinul. Cred că fix 5 euro a fost, sau mai ieftin. A fost 4 și ceva. Nu, ăsta a fost 6. E vin bio, by the way. Corect, da. Este vin bio. Da, e o sticlă mică. Păi pe Paris și vinul de la supermarket e ceva că nu o fi naiba cotnar de la magazinul din colț. Ba, am văzut un Riesling, am vrut să iau un Riesling de la cinstit. Mi-e doar de un Riesling de la de cotnar, de la infect, de la cu bube în el. Eu nu-s mare fan vin, n-am să vă mint. Adică eu beau orice căcat de vin îmi dai în față, îl beau, nu mă pricep, nici nu vreau să mă pricep, nu sunt... Îmi fac cocktail-uri, nu vin. Logăs vinul roșu. Mă, nu logăs, dar nu beau vin roșu. Prosecco e bun, zice Dănuț, care încă n-are voie să-și ia legal de la magazin. Bine, uite, Dănuț, te cred, ce să zic. A fost astăzi superb în mica noastră excursie în Montmartre. Merci. Absolutamente superb. Am luat un domn. Un domn ghid care ne-a făcut, un domn localnic din Montmartre care ne-a făcut tur. Și da, a fost amazing. Ne-a plimbat vreo 3 ore pe acolo pe dealuri. Și am fost în grup cu 2 sau 3 cupluri de americani gălbejiți, americani intelectuali, de aia bătrâni, de-aia agenți imobiliari morților. Și vedeam pe una, era una din California și ziceam Sabine, domnule, și văd pe asta cum e la ea acasă, cum e la ea în LA sau de unde dracu o fi, din San Francisco, cred că e. O și vedeam într-un Mercedes de la SUV bășit, cu un dubies de la obostiți. O doamne, era cei mai stereotipici oameni. Da, a fost drăguț. A fost drăguț, foarte drăguț domnul. Foarte drăguț, localnic de acolo, băștinaș din Montmartre. Efectiv băștinaș. Și foarte... un om îndrăgostit de locul ăla și se vedea și foarte cute. Pe lângă toate istorisirile despre zonă, ne-a povestit cumva și bucăți din viața lui și cum a fost el legat de acest cartier. Absolut minunat. Da, a fost super nice că... Adică că asta era treaba la el și asta m-a și atras. Că tocmai că fiind, că era născut acolo și crescut și toate cele și că în turul lui a avut o cărcă de istorisiri de-astea personale care au fost așa de icing on the cake. Ne-am dus la... Nu știam și cumva mi-am amintit de existența acestei persoane, de cântăreața Dalida, care poate pentru milenialii mei sau cine este mai bătrân ca mine aici în chat mai ține minte. Eu mi-am adus aminte când ne-a arătat o poză de album de-a ei și mi-a răsărit așa o imagine din anul 99 sau ceva. Da, care a locuit acolo, actually la 2 metri de blocul lui, da, în care a crescut el, că cumva o știa toată lumea și că o iubea toată lumea și nu știu, foarte cute. Mă, și toată viața ei tragică și la mă. Silviu, nu mergi de multe ori în Paris, poate îmi păstri și mie un prosop. Prosop? Nu înțeleg. Nici eu. A, de la hotel să vă furăm un prosop de aici, da. Către saturare hârtie igienică, ba aici unde suntem unul morților. Efectiv unul. Voi nu luați prosoape din Airbnb? Ce români ești, dar nu să mor eu. Dar tu când ai apucat să iei la 15 ani, când ai apucat să iei prosoape din Airbnb? Românule care ești. Lasă cu prosoapele la oameni. Un papuc de casă, ceva. Bunica mea din orice excursie se ducea bunica mea, venea cu niște papuși de aia de casă, de hotel de aia de prosop. Care când mergi după ce mergi de 2 ori cu ei, oricum se destramă, sunt... Dar tu ce românul pul ești? O să-n român, ce e cu atâta. Și cum le vorbesc la ăștia în română la restaurant? Fac un seghei mizil cu francezi ăștia spurcați. Bă, dar nu e ironic, adică chiar a fost o experiență neașteptat de plăcută. Eram efectiv căcat pe mine și efectiv n-am avut nicio experiență neplăcută cu francezi ăștia cocliți. Chiar mă așteptam să ne fută cineva în gură că suntem străini, că suntem turiști. Chiar mă așteptam, nu știu, să-mi scui pe cineva în croissant că n-am pronunțat cum trebuie. Bă, chiar ok. chiar ok. Îmi place tare că e cu morcovul în cur când intră în orice incintă, superb. Absolut. Sunt în fight or flight. De fiecare dată când interacționez cu un lucrător din servicii francez, sunt în fight or flight mode. Aia e că pe tine nu te văd așa, adică niciodată, nu știu dacă te-am văzut atât de băț un cur în vreo situație. Păi da, că am pățit de mai mult, am pățit de prea multe ori într-un timp mult prea scurt. Dar nu asta e, cred că sunt odihniți, că nici nu e sezon, nici... Am mai zis cineva aici că s-au învățat minte cu COVID-ul, da, cred că s-au mai... Și asta e adevărat. S-au mai liniștit. București am scos din mediul lui natural. Bă, cumva în București, nu știu cum să zic, cumva în București ești, dacă se ivește scandalul, poți să te confrunți cu el cum te-ai confruntat toată viața, știi? Dar aici când se ivește scandalul, când le zici aia, well, actually, îți voi scuipa, am dreptul garantat prin Constituția franceză să-ți poți scuipa în acest pan o șocola, căci n-ai pronunțat bine. Este dreptul meu, câștigat la Revoluția franceză. Da, vi mulțumesc de 5 euro. Nu veni pe Twitch după luni de YouTube. Vă pup. Bine ai venit, omule. Mulțumesc foarte mult de donul. Sabina, întrebare serioasă, cam care sunt prețurile pentru personal styling. Să mai ajute cineva să-mi găsesc stilul și n-am mai citit. 25 de lei. Bine, la cine te duci? 25 de lei. 1500 de lei în sus. Dar acum zilei și ce include în 1500? Că poate crede omul că îi dai un telefon și îi zici îmbracă-te în roșu. Sunt diferite, n-am răbdare acum, chiar n-am răbdare și oricum nu mai au momentul ăsta clienți noi. Eu vreau să știu ce e chestia aia neagră cu o rață de pe canapea. Eu știu ce e chestia neagră cu rață. Oh my god, e o rață, da. E omul cu, cum era, omul cu nai, omul cu fluier. La 1500 mă aștept să-mi și cumpere hainele. Dă-nu-ți să mor eu, vezi că tu nu plătești pornache, omule. Vezi că tu nu plătești pentru pornachele pe care îl consumi. Te rog eu frumos, vezi de treabă. Nu, serios, caut și nu știu unde naiba sunt prețurile, sunt fata. Păi dar întreabă oamenii la care... Salut, dă am un nevoie mail de... sau întreabă, da. Da, am nevoie de X, Y, Z, cam care ar fi un preț. Adică n-ai de fiecare își face, ca în orice business ăsta de cu consultanți, fiecare își face prețurile în funcție de da. Cum și ce consideră și experiență și whatever. E vestul sălbatic, practic, ca în orice de asta de consultanță. Se pare că cineva plătește pornachile, what the fuck? Ah, de ce am plătit un serviciu pe care îl consumăm care ne satisface one way or another? De ce să nu profităm de toți oamenii aia care lucrează în industria pornografică? De ce aș plăti un film la cinematograf? Ce, sunt prost? Mă duc la cinema, intru, îl dau pe ăla la o parte. Da. Dă-te morți, take-em. Bine, cu aia, du-te și ia de pe filist atunci, ce vrei să zic. Eu n-am o problemă cu pirateria în general, dar am o problemă cu cât de mizerabilă este industria pornografică când vine vorba de plătit oameni care lucrează în această industrie. De ce să plătesc filmul? Că și așa rulează. Ce-i deranjează încă o persoană în cameră? Dar nu-ți 58 zice, plătești să vezi un video de 25 de minute? No thanks. Ăștia suntem ca români, ca nații. Asta e nația noastră de români. Bună seara, o Lady G. Pitch. Asta e nația de români, ce vrei să faci? No, glumesc. Adică e understandable că toată lumea a rămas cu ideea de filist și de la... Și am fost învățați că e for free tot ce înseamnă media. Da, mi se pare, adică e totally understandable dacă ai salariul minim sau când te descurci cu banii, toată lumea că a piratat și mai piratează în multe cazuri. Dar mi se pare că în momentul în care începi să-ți permiți și să dai 5 euro pe un abonament de pornache, pula mea, dă 5 euro, morțile, de 5 euro. Și așa te scapă de ad-uri și de la ala. Tu realizezi că vorbești cu niște copii de 15 ani fără bani, dar da, toți oamenii de aici au 15 ani și nu au bani, cu siguranță. Da, 90% din acești oameni fac 2500 de lei pe lună, da. Plac mult statisticile astea scoase din cur, când eu de fapt sunt singurul care știe cu adevărat statisticile de aici. Și eu, tu realizezi că, crede-mă că știu exact ce demografic am și crede-mă că știu exact în 2 ani de citit chat-ul și cunoscând un sfert din oamenii de aici cu, după nume și ocupație, crede-mă că știu cine sunt și ce ocupație au și ce câștigă. Dă nu-s 58, am 29 de ani, da, da. Muna, bine, Dănuț. Ce categorie de vârstă predomină în chat? Nu știu exact în chat ce categorie de vârstă predomină, pentru că Twitch n-are demografice. E deductibil, adică na, pentru mine cel puțin e deductibil și corelat cu datele de la YouTube. Am mai zis, cred că media de vârstă e undeva la, nu știu, 21-22. Media. Cred că sunt și oameni de liceu, dar sunt și oameni de la corporație la 25-27. Ia uite, toți moșari aici, am 33, 34, 70, 38, 40, 30, ia uite. Dă nu 58 totare de un an, 29 de ani. Dă nu prea mai îmbătrânește al recu. La mulți ani, Dănuț. Pentru cine nu știe, poate acum când fiind apărând și pe YouTube, pentru cine nu știe, Dănuț 58 este un om care s-a făcut remarcat în acest chat dând niște hot take-uri absolut jenante și oribile. Când vorbeam de OnlyFans și de industria asta de video chat și whatever, și a existat niște dăți în care, cu acordul lui, pentru că și-o tot căuta, ne-am bătut ranga de el și de părerile lui, și cred că pentru că i-a plăcut atât de tare cât de tare ne-am bătut ranga de el, cumva a rămas pe aici și acum este un personaj episodic al stream-ului. Exact, Muna, mulțumesc. Este un personaj episodic al stream-ului și gluma cu vârsta este din cauza faptului că când a dat hot take-urile despre OnlyFans și video ce la din ce scria și cum scria, părea că are până în 17 ani și el tot insista că nu, că de fapt are 27-29, nu mai știu cât a mințit. Toată lumea încă e de părere că are sub 17 ani, dar el continuă să ne zică că are 27-29. Ce mai face Bibi Querty? Bă, nu știu, dar uite, vezi, odată la ceva timp apare că un personaj episodic. Dar nu 58, deci argumente solide înseamnă 15 ani. Argumentele solide ale lui Dănuț 58 erau de tipul: auzi, dar dacă măta ar face OnlyFans, a? Cum te-ai simți atunci, a? Ia, joc-o pe asta. Oh, Faiăr, joc-o pe asta. Te pup, Iulia, mulțumim. Picilia. Auzi, bă, Faiăr, dar dacă gagică ta ar face OnlyFans, a? Ia, joc-o pe asta. Well... uite, de exemplu, Chef Petru zice în chat: hai, coaie, ne uităm la ceva, și pune 28 de semne de exclamare. Eu nu înțeleg. Eu o să mă uit cum îți... Ah, fuck, nu pot să dau timeout de aici. Eu nu înțeleg oamenii ăștia care scriu în chat: ne uităm la ceva, ei n-au pornit, n-au dat play la stream. Da, asta, cred că ei nu dau play și gen... Ei nu văd. Da. Ei văd doar chat-ul și zic: hai, să ne uităm la ceva, să ne uităm la ceva. Dați-și voi timeout-ul ăla o săptămână. Nu pot, am tabletă ca second monitor și nu mi-apare căcatul ăla de dat timeout. Iulia. Eu credeam că Dănuț e un personaj? Păi el este un personaj. Joacă personajul vieții lui. Joacă personajul unui om de 29 de ani. Hai la un debate public pe canalul meu dacă susții OnlyFans. Băi, dacă nu ești literalmente Stalin, trebuie să vii la un debate pe canalul meu. Când faceți stream împreună, mă simt de parcă părinții mei au plecat într-o vacanță fancy și mă sună pe FaceTime. Bă, sincer și eu uneori cred că personajele ca Dănuț, ca Mimi Querti sau ca alți de ăștia de prin chat sunt paid actors de către mine. Sincer, uneori chiar mă... Bă, nu cumva... Bă, nu cumva am dat eu banul ăsta să fie așa? Dar nu, pe urmă nu... Îmi dau seama că nu e adevărat. Dar poate... Dar nu-ți crede că ai avut un debate cu tine, mi se pare funny că tot zice asta. Bă, dar nu-ți fost cu aia canal de Twitch. Am fost cu aia canal de Twitch să avem debate-uri. Ce vreau să zic? A, mi se pare că cred că e același om cu mai multe conturi, Mimi Querti, Dănuț, și au mai fost câțiva, că nu i-am văzut în același timp în chat. Corect. That's my theory. Corect. Mai era unul care îl chema Zizek Bazat și dădea cele mai de dreapta take-uri din lume. Poate nu știu ce înseamnă bazat. Poate lura. L-ați văzut pe Michi Neamță și pe Dănuț 58 în aceeași cameră? Bă, sunt plătiți de Twitch, tu ai drama rating să-i ține pe oameni platforma Twitch, dar sunt contraexemple de la Twitch de cum să nu fii într-un chat. Nu mai e de asta, v-am zis că Dănuț are 15 ani, ne-a zis că ne trimite outfit-ul lui, să-i dăm și lui o părere, să-i dăm și lui o părere despre outfit-ul lui. A, nu mai, că nu mai trimit, nu mai am chef. Cu aia am 29, zice Dănuț 58. Dănuț 58, stai să-mi vină hainele. De unde? De unde? De la tata și fiul, de unde? De la Ștefanel, de unde să-ți vină hainele? De la H&M Kids, de unde să-ți vină? Ți le era mai mari să-ți vină și la anul, sau la ce te referi? Bună glume, câine hasci. Vezi că a trecut un an, omule. Dar nu zic cu ce cifră îți începe CNP-ul, n-ai tupeu. Da, denunția, zic cu ce cifră îți începe CNP-ul. Chiar suntem curioși. Zici nouă ce cifră ai la început la CNP. Dar te-am văzut în mall, veranda, la terasă. Da, eu eram. Era la terasa Starbucks. Zice că începe CNP-ul cu 1. Știe, mă, s-a uitat la măsa în buletin. Deci, mamă, cu ce... Mă, să-i vâxtă cu mine, îți dați seama. Mall Veranda e real? Întreabă cineva în chat. Da, este mall-ul din Veranda la mine în chat. Și mall-ul din Veranda a zis că m-a văzut pe el. Mall-ul zice că acesta m-a văzut pe mine stând pe terasa sa. Dănuț 58 zile, primele 3 cifre, 3 stat. Ce dracul, crezi că nu știe să calculeze cât înseamnă 29 de ani? Știe și un puștan de ăsta de 11 să calculeze asta. De cine cred eu că e? Cine? Cine doar crezi că e? Nimeni, nimic. Nu știu. Trebuie să știu? În persoană publică? Era din Ozdon. Da. Să mă uită și la streamuri, la chestii sau de românești, așa că el stă acolo. Ieri la Artex zicea că are 27. Bă, dar și eu ține aminte că zicea că are 27. Acum are 29, nu? Și eu ține aminte că zicea că are 27. Și am mai zis cineva în chat că și-a adus aminte că are 27. Foarte interesant. Hai, dă o notă la Paris că mă duc și eu la anul și deja regret. Bă, acum când am fost... Superb. Acum când am fost chiar more than decent. Ultima oară când am fost, nu știu, 7. A, merge pe 29, aha, ok. Tot mergi. Mergi în marșarier. Ia-și culcă de că mâine mergi la educație tehnologică. Văd că ai de făcut vulcanul. Hai de făcut vulcan din plastilină. Ah, ce vremuri. Hai de făcut primul circuit electric. E cauzat lui Danu să piardă 2 ani din viață. După ce a intrat în chat-ul ăsta, a acumulat 2 ani. Bă, nu-ți da 58 de la ce vine? 58. Nu mă cred ce trec, am 29, dar zile faie că doar am vorbit la telefon. L-am băgat pe Discord pe Denuț, nu mai țin minte. Da, 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 da. Sau? Parcă da. Da? Ei, nu mai țin minte. Zi, bă, că a vorbit cu tine la telefon, avea voce domn. Haideți să păstrăm, oricum nu mă interesează. Vreau să păstrez această idee că Denuț 58 are 17 ani sau ceva. 5 plus 8 egal 13, egal vârsta, corect. Iată de la ce vine 58. Iată. Mă, da, a zis cineva atât de accurate în chat, nu mai știu cine a zis, dar a zis că Dănuț 58 e un AI care învață să fie om. face trial and error aici în chat. Dănuț 58, e greu de explicat de unde e 58. E ce zic. Are nevoie AI-ul de timp să se gândească. Nu știu că l-a întrebat pe Voice atunci dacă a făcut sex și a zis că acum un an și ceva. Mi-aduc aminte. Mă, știi ce? Aie, poate n-a vrut el. Poate n-a vrut el să facă, știi ce? Zile de nu că vine de la clasele 5-8 pe care le-a absolvit anul trecut. Da, voiam să mă uit cu Sabina e foarte supărată că n-a putut să-l cum să zicem ca să nu sune ofensiv, să-l obiectifice. Să mă uit la Cristian Chifoi pe live? Da. Adică vreau să admir acest bărbat în habitatul său natural. Cu voi aici. Pentru că mi se pare că noi când ne uităm la Chifoi omitem ceva foarte important. Că noi ne uităm în gura lui. Mare greșeală. Mare greșeală faceți. Vă spun un secret. Deschideți încă un tab pe incognito. Intrați pe ce știți dumneavoastră că aveți o plăcere mai mare și dă-ți-l pe Chifoi pe muț. Atât am de zis. Dar acolo vă descurcați. I-am mai zis că Chifoi și-a arătat cariera de model, de OnlyFans, de video, cea de whatever, să mor. Dar el stă să-mi zică de asta, de... Cum să faci să ai 10 euro în buzunar? Lasă-mă că du-te că... Lasă-mă că am oricum mai mult de 10 lei, măi, Cristian. Mă descurc cu banii chiar foarte bine, n-am nevoie nici... Lasă-mă. Urmează cea... Ia uite-l. Vă rog eu frumos... Măi, patul ăla din spate. I usually skip this part, of course, dar... Ia, stă-te așa. Stă-te așa un pic. Ce facem? Bine, tu ce faci? Ah, eu nu dau seama. Ok? Ok? Nu știu, chiar vreau să zic, am uitat ce. Am un video de la Chifoi care zice, iată, este din nou la el în sfertul său de penthouse. După cum zice el, s-a mutat în sfertul lui de penthouse ca să aibă multe cadre ca să filmeze. Și cadru in question. Vedem din nou un cadru absolut superb. Poate chiar s-a apucat să muncească ce ar trebui să muncească de fapt și de-aia ales penthouse-ul ăsta. I mean, îți trebuie mai multe cadre. Ăsta e unul bun. Credeți că Chifoi... Cristian, vreau să zic Cristian. Cristian. Este profesionist în ceea ce face? Credeți că poartă chiloți sau nu? Dacă ești profi, eu zic că nu. Dacă ești amator, porți ca să pară mai veridic. Mm. Povestea despre finanțe. Nu mă pricep. A, despre finanțe. Da, da, da. A, ok. Da. Hai să vedem. Are un video care se numește Urmează cea mai mare creștere economică. Gata recesiunea! Gata recesiunea! Începe creșterea economică. Și hai să vedem ce să cumpărăm dacă nu chiar criptomoneda sa. Pentru cine nu știe, Cristi și-a făcut o criptomonedă după ce a zis că toți aia care își fac criptomonede sunt practic țepari și că poate să facă și el această țeapă, dar alege să nu o facă. Era un citat aproximativ din ăsta, din el de acum, nu știu, 2 ani. Acum și-a făcut propria sa criptomonedă. Când? De curând, gen? Da, acum, gen acum câteva zile și-a lansat propria sa criptomonedă. Coin, da. Urzicoin, da. Ce bine sună Urzicoin. E, și acum ne zice cum ajunge la cea mai mare creștere economică, probabil cumpărându-i lui criptomoneda care cu siguranță o să funcționeze, cu siguranță merită cumpărată, cu siguranță o să faceți foarte mulți bani din ea și cu siguranță nu o să plece cu banii dumneavoastră cu prima ocazie. Hai să vedem. Cea mai mare creștere economică a generației noastre. Și da, poate mă vezi un pic mai bătrân, dar fac parte din aceeași generație cu tine. Și azi, lasă-mă să-ți explic exact cum. Nu cum fac parte din generație, îți explic cum o să crească piața. Bineînțeles, toată lumea a auzit de cripto. Aoleu, lasă-ne cu cripto odată, nu vezi că a murit și că nu-și mai revine niciodată. Din păcate, pentru cei neantrenați... Ok, sfat pe gratis, Cristian. La banii tăi și la prestanța ta... Am zis la bani. Am zis la bani. Asta era un mesaj doar pentru el, nu trebuia să... Iubitul, scumpul, cumpără-ți, te rog eu frumos, du-te în Cos, du-te în Cos. Magazinul Cos este pe Calea Victoriei, îl găsești. N-ai unde să parchezi Tesla, acolo te descurci. Ia-ți un tricou de Doamne ajută. Te rog eu frumos, ăsta e dintr-un bumbac de la de se vede prin el. Du-te acolo, du-te pe încredere. Vezi că nu trebuie să pocnească pe antebraț și în rest să-ți vină ca pe gard. Gratis pentru tine, așa faci bani, așa economisești bani. Tu mai primiți un sfat de la un stilist pe gratis. Te pup. Bă, dar acum că zici ai dreptate, chiar e tricou de la de asta... Se vede prin el. Da. I mean, acum... Înțeleg de ce vrea să se vadă prin el, Cristian. Eu am și o tricouri de asta, dar eu nu mă pretind... Eu nu mă pretind multitriliardar care stă în penthouse și nici n-am Tesla. Corect. Aia, să ai Tesla și să ai și tricou de 5 lei, atunci nu mai merge. Suntem într-un bear market. E o perioadă destul de similară cu cea din 2018. Și destul de similară... Uite că și Chifoi zice că se văd urme de labă. Că suntem în bear market. La bursa de la New York se cam văd urme de labă. S-au găsit urme de labă. La bursa de la New York. Sabina. Bun. Dar cu cea din 2014. Acum suntem în zona asta de acumulare. Adică o zonă în care majoritatea oamenilor care au intrat în cripto anterior deja au ieșit, lăsându-i pe cei care știu care sunt ciclurile astea de care vorbeam să acumuleze. În liniște și pace, în timp ce toți ceilalți urlă că e un spațiu schem și caritas. Și deci după o perioadă de acumulare ca în orice... Pentru că nu este, guys, nu este, stați liniștiți. De-aia s-au oprit toți să vorbească despre cripto și să vândă proiecte cripto și să vândă criptomonede. Nu este, stați liniștiți. Nu toată lumea și-a scos banii de pe urma proștilor și acum își vede fiecare de treaba lui cu noile lor mașini și noile lor apartamente din banii proștilor. No, stați liniștiți, guys. Am auzit personal despre niște persoane publice din România cum au manipulat piața să bage cât mai mulți oameni într-o anumită monedă ca ei să-și facă exitul, na, când e high. Da, asta este singura manevră pe care o fac ăștia. Adică la orice criptomonedă asta e manevra. Nu există altă manevră, nu există altă finalitate, nu există. Asta e manevra, nu există altă finalitate. Punct. Ce altă piață urmează un bull market, când putem doar să speculăm și o facem destul de des pe canalul ăsta, pentru că altfel ar fi foarte boring și din cauza asta n-aș mai fi. Aș specula un pic de SPF pe fața aia, că e păcat de tine, că ești băiat frumos. Ești băiat frumos. Păcat de tenul ăla. Poți să fie crasti și o să scadă la un moment dat. I-a avut atâția subscriberi. Avis celor care nu au dat subscribe. Dați subscribe. Dați subscribe. Și un like la clipul ăsta. Și putem să începem. Azi o să facem o analogie cu alte explozii economice care s-au întâmplat în trecut datorită inovației tehnologice. De exemplu, bursa de la Nasdaq. De exemplu... Stai, ce? De ce ai face niște comparații cu ceva din trecut când vorbești de cripto? O chestie care gen a apărut ieri. De ce face comparații cu ceva din trecut? De exemplu, dot-com bubble și, de exemplu, cripto, care este în prezent. Pentru că noi oamenii, din păcate, avem memorie scurtă. Toată lumea se gândește la dot-com bubble ca și cum a fost ceva super, super nasol. Da, a fost nasol pentru cei neantrenați, cei care nu au știut cum să-și facă un research și au ales companii care pur și simplu nu livrau. Dar de acolo au ieșit câștigătoare Amazon, Facebook, Apple, Google și... Acum mi-am dat seama că Chifoi seamănă cu Fred Flintstone. Wow! Wow! E atât de adevărat, Emi, atât de adevărat. Ia bă, da, bă, da. Îți ia, te cheamă la curturile alea, îți ia banii și bă, face, ia bă, da, bă, Hai să ne gândim un pic logic. Atunci când alegi să investești în ceva, care sunt... În Tesla, el dă din picioare. A, păi, nu consumă carburant, dă din picioare. Eco! Criteriile după care investești. La ce te uiți înainte să-ți bagi bani în ceva? Păi, unul la mână ar fi cât de repede poți să-ți recuperezi bani. 2 la mână ar fi câți bani poți să faci peste, adică profit. Un 3 la mână, deși ar trebui să fie 1 la mână, cât de stabilă este investiția. Adică în ce am investit, mi-am făcut research-ul, ce face compania aia? Rezolvă o problemă pe care piață. Dar există o problemă pe piața aia? Ăștia care vor să o rezolve sunt pregătiți? Psihic, fizic? Mă simt ca la un date de la... în care știi că n-aveți nicio șansă împreună și trebuie să-l asculți pentru 2 ore vorbind despre asta și tu, you just wanna hit. Sure, man, just... Ok, sure, honey. Chifoi se preface că asta cu... cum îi zice, cu... sfaturile astea de băga la bursă. Ea îi interesează de compania respectivă. Ia vezi ce face, ce problemă rezolvă, ce stau ăia sau îmi pună balenele rechinii de la zi de ăia, dar află cu 2 ani înainte se întâmplă orice pe bursă. Ăia bagă, scot bani, că tu ia să ce zice Google despre compania Google. Ia să vedem. A, merge bine, frate, hai că bag. Mai același căcat, efectiv, există atât de mult insider trading și pula mea, încât singurul mod în care poți să bagi realist la bursă e efectiv să mergi pe niște căcaturi de-astea gen, nu știu cum să zic, de-astea, ori de short, ori de căcaturi astea proven în teste gen, hei, în viitor se vor folosi mulți semiconductori de aia morților, microchipuri morților, semiconductors. Și poate va crește. Dar în același timp, cu gândirea asta, ți-i țeapă. Că gen, uite, vine încălzirea globală, vine pula mea, e nevoie de mâncare sustenabilă, e nu știu ce. A apărut, țin minte și acum, că a apărut la bursă căcatul ăla de Beyond Meat sau cum se numește. Eram, pula mea, era o acțiune Beyond Meat $500, glumez, nu știu, era mult. Și acum e gen, pula mea, dau faliment. Știi, adică zici, voi investi în viitor, voi cumpăra, știi, acțiune aici la această companie care e evident că este de viitor, nu mai valorează nimic at this point. Știi, adică stăteam modul în care poți să ții țeapă pentru că habar n-ai nimic din tot ce înseamnă companiile alea și cel mai bun exemplu, Nancy Pelosi din guvernul, din Senatul Statelor Unite, sau ce căcat e, care femeia tocmai știa ce lege o să se dea și ce o să se întâmple cu guvernul SUA. Therefore, investea la bursă știind, ea și ea și toată familia ei, știind toate căcaturile astea. Știa că o să dea nu știu ce incentiv pentru Nvidia și pula mea și că o să crească Nvidia. A cumpărat femeia mea acțiuni Nvidia, le-a vândut când erau cel mai high. Peste 2 luni au scăzut, s-au dus în pulă toate acțiunile Nvidia, că urmau, le-au banat astea de vândut către chinezi și pula mea. Adică știți atât de multe căcaturi de astea în care gen no amount of research nu o să te ajute să ai succes real. Da, și sunt toate, atâta mai zic, că sunt toate studiile alea care compară, știi, un peștișor auriu, o maimuță, o pisică, un bebeluș de 2 ani, un pula mea, care le pui de alea să bage la bursă random și apasă pisica și apasă pe urmă bebelușul și pe urmă face, au aceleași rezultate ca broker profesioniști de bursă. Asta e, că mi se pare atât de funny. Acest, cum îi zice, selling-ul ăsta la hustle culture și tu, om cu venit, nu știu, să zic de 5.000 de lei pe lună din mediul urban al României, care ai un pic peste medie, ai destui bani să ieși în oraș și să-ți permiți o chirie decentă, bagă restul banilor, o să faci bani cu siguranță. Da. Chestiile astea, în realitate, nu sunt accesibile pentru noi, nu la modul... să te ajute sau să câștigi bani în asta, dar sunt accesibile, că da, oricine de pe stradă poate să pună banii la bursă, în bitcoin-uri, whatever, nu sunt pentru noi muritorii de rând și n-ar să fie niciodată în lifetime-ul nostru. Și mi se pare că sigur, modul în care poți să știi, cel puțin vor veni vorba de bursă, știi, în care poți să zici că, bă, știi ce, o să-mi pun bani ăștia aici să-mi acopere inflația, că oricum bani mulți nu o să faci. Dar măcar și să nu pierzi la inflație. Deci, știi, dacă ești super expert într-un domeniu. Eu, de exemplu, pot să-mi dau seama dacă merită sau nu să bagi la bursă pe platformele meta. Vag, că și așa habar n-am, de fapt, adevărat, ce se întâmple. Dar așa ca idee, știi, eu cu experiența mea de publicitate, de plan de om, de comunicare, pot să-mi seama și dacă merită să mai investești acum în Facebook și Instagram. Probabil e logic pentru toată lumea, dar gen așa ca idee. Nu băgați în niciun instrument din ăsta financiar, pentru că sunt efectiv, adică o să vă las țeapă într-un final, mai devreme sau mai târziu, o să vă las țeapă, pentru că nimeni nu se pricepe cu adevărat la niciun căcat din ăsta, nimeni din jurul nostru, adică. Mai zici ceva? Cum te rog eu, dă jos tricoul ăla și lasă vrăjala, că nu pentru asta plătesc. Uite, banii mei aș investi în Cristian Chifoi. Sincer, cred că am destui bani cât să-l fac să... Da, ești un sfert de penthouse în chirie sau... Mă rog. Are cărămidă aparent într-un penthouse din București. Fizic, financiar, care sunt partenerilor. Și practic o combinație între toate chestiile astea îți va permite oarecum să faci o alegere măcar potrivită. Pentru că în perioada de bebeluși, bursa de valori era plină de firme care nu făceau nimic decât să existe. Schemuri, cum ar spune unii. La fel, în perioada de bebeluși a internetului, apăreau tot felul de site-uri care profitau pur și simplu de naivitatea oamenilor și le luau, bineînțeles, bani. Alte schemuri, pur și simplu. În cripto, bineînțeles, suntem în aceeași situație în momentul ăsta. Unele proiecte sunt solide, altele sunt mizerii totale. Dar mai este o categorie care merge pe linia fină dintre cele două. Criptomonedele concepute doar pentru tranzacționare. Aici poți să incluzi monedele alea care apar pur și simplu peste noapte, pentru că, de exemplu, regina Angliei, Dumnezeu să o ierte, a murit și s-au lansat peste 20 de criptomonede cu numele ei. De exemplu, fondatorul Terra Luna, Do Kwon, este dat în urmărire prin Interpol în peste 195 de țări. Ghiși ce? A apărut o monedă, Do Kwon, care chiar a crescut și face pumping masiv. Am văzut-o promovată pe Twitter mai nou. Și sunt oameni acolo care chiar au făcut bani. Dar atenție, este numai pentru tranzacționare. E foarte, foarte posibil să-ți pierzi bani. De exemplu, când o să vină Crăciunul, ghiși ce, o să se lanseze din nou Santa Coin și cu derivații diferite, bineînțeles. Poate Rudolf Coin? N-am văzut până acum. Putem să luăm un exemplu foarte, foarte bun care a ajuns foarte sus în clasament, Shiba Inu, care este Doge Killer. Shiba are un proiect în spate și echipa spune că vrea să facă și să dreagă și bla bla bla. Însă, întregă... Corect. Cum urmează cea mai mare creștere economică? Zine, te rog eu frumos. Apoi vinde și următor. Da, efectiv, zine și ne vinzi cu aia. Te rog eu. Măi, fica Loren, uite la clipul. Ba, când în 5 minute ai un e-book de vândut, o carte, un CD. Deși eu pot să văd că produsul care e de vânzare deja pe ecran. obligat să cumpere sau să vinzi, etc. Este doar imoral. Deci, într-adevăr, nu este un schem în adevăratul sens al cuvântului, dar este creat doar pentru a profita de bani aduși din exterior, de la alți cumpărători care au auzit, la alți cumpărători care deja au cumpărat și au făcut niște profit. Și practic aici se împotmolește tot spațiul cripto, de fapt. Pentru că toată lumea care privește din exterior vede doar cum intră bani noi în spațiul ăsta și nimic nu este tangibil. O paralelă cu bursa este faptul că lumea are încredere în bursă pentru că văd companii care produc ceva, au revenue, au niște produse lansate pe piață și nu trebuie să fii neapărat investitor la bursă dacă vrei să deții acel produs al companiei. Cei care fac trading cu acțiunile companiilor nu trebuie neapărat să fie clienți. Și la fel, nici clienții care consumă, de exemplu, cafeaua de la Starbucks nu trebuie neapărat să fie investitori. Lumile astea se separă. Dar dacă, de exemplu, mâine se dă o știre negativă despre Starbucks, cum că CEO-ul Robert Schulz nu știu ce a făcut pe nu știu unde, clientela în continuare... Îl știe până la după nume. Au băut cafea împreună de la... A, de fapt, îl știe că are și el... Are și el cafenele luate pe dreapta. Pe datorie. Pe dreapta, pe datorie. Cafenele luate pe caiet. O să vină să-și bea cafeaua, dar sentimentul pieței va fi puțin diferit. Se va face un mini-dump sau poate chiar un maxi-dump. O treabă a doua la propriu. Însă dacă ne uităm în momentul ăsta la spațiul cripto, există și aici companii. De exemplu, Elrond este o companie. Produce ceva și când spun produce, nu mă refer la produse fizice. Nici Google nu produce nimic. A făcut o aplicație. Bine, pe lângă telefoane, ochelari și mai știu eu ce gadgeturi, Google sunt în primul rând o companie de software. La fel și companii precum Elrond produc software care ajută alte companii să facă ceva mai bun, le rezolvă o problemă. Există practic un produs acolo, ceva ce poți să folosești. Iar atunci când investești într-o companie de genul ăsta, o faci pentru că ai încredere că pe viitor... Dar ce încearcă să zică? Nu înțeleg. Măi, toate videourile lui sunt așa și... De vreo ajung la aceeași concluzie, că nu zice nimica doar ca să te duci la cursul lui. Dar atât de... Adică cum poți să vorbească atâta despre nimic? What's your point? Au trecut 6 minute. Capneaua insolventă. Să se întindă pe pași, să tacă dracul în gură. Viitor va face ce își propune, mai ales dacă vezi deja rezultate. Este irelevant dacă prețul crește sau scade pe termen scurt. Pui un key light într-o parte, dim lights de deasupra și angle-ul pui un pic așa, din colțul patului, mai acana, mai într-o parte. Așa că dacă e prea drept, nu se vede bine mișcarea. Cauți tu Owen Gray și te lămurești. Pentru că sentimentul pieței nu are nicio legătură cu produsul care este folosit sau... Da, măi, efectiv Lengel transmite mai mult decât Cristian Chifoi, să mor eu. Lengel în 10 minute transmite mult mai mult decât Cristian Chifoi. Poate nu. Exact cum am explicat mai devreme cu Starbucks. Întrebarea cu adevărat plauzibilă este dacă ești cumva early investor în proiecte de genul ăsta. Adică când toată lumea le spune sunt schemuri, n-am nicio treabă. Parcă are un pic de potențial, dar mai aștept. Sunt multe persoane care au făcut foarte mulți bani cu Elrond pentru că au intrat la 20 de cenți. Până la $600 all-time high înseamnă un simplu 3000x. Încearcă să te lupți cu asta dacă poți. Eu încă o fac și încă îmi e greu. Pentru că nu știam să fac research în 2018, mă oftic sincer un pic, însă reușesc să dorm în fiecare seară ca un prunc. Adică mă trezesc de vreo 3-4 ori pe noapte plângând și de fiecare dată ajung să fac pe mine. Cam același lucru se aplică și pentru proiecte. Disociam, nu știu ce a zis. Nu glumesc, chiar nu știu ce a zis. Te trezi și de 3 ori pe noapte și te pișe pe el. Câte Chifoi. We should get that checked, man. Proiectele astea mai mici, dar mult mai riscante. Astea pe care le vedem acum că apar. Dacă ți-amintești tot ce vorbeam despre crypto gaming, dacă vorbeam despre un proiect acolo, nu investeam în el pentru că vreau să fac neapărat 100. Da, de ce s-a întâmplat cu tot crypto gaming-ul ăsta? Unde e? Nu trebuia să fie cel mai popular lucru din lume? Nu e? Nu mai vreau să vorbim despre asta? Nu este niciun crypto-joc popular undeva în lumile noastre? Cât de cât adiacente? Ok. 100x, pentru că nu aveam de unde să știu. Chiar dacă acuratețea mea de investitor, expert în spațiul ăsta și gamer de când eram mic, pentru că dacă tot nu puteam să fac sex atunci, măcar îmi umpleam tipul cu ceva productiv. Mă rog, nu chiar productiv, dar măcar îmi oferea cam aceea satisfacție. Sex, gaming, da, pe acolo. Bineînțeles, mă gândeam mereu la ce produs final are ieșit din jocul ăla și dacă o să fie jucat și de către cine. Acolo era focusul meu ca investitor. Încă este, doar că nu prea se mai lansează acum jocul, pentru că nu au cum să obțină finanțare, foarte greu. Cu cine minte? Cu cine se gândește la asta când se joacă? Măi, e ca și cum ai zice că te uiți la un film și singurul tău gând e, bă, dar ce mie se mă uit la filmul ăsta? Mie ce-mi iese? Ce avantaje am eu că mă uit la filmul ăsta? A? Ce beneficiu material îmi dă mie că mă uit la Diavolul Poartă Prada? A? Zi-mă, frate, măi, cine gândește asta despre un produs de entertainment? Ce beneficiu îmi dă mie că ascult eu Metallica? A? Cum îmi bagă mie bani în buzunar faptul că ascult Metallica? A? Doamne, Dumnezeule mare! Mi-au trecut, nici 7 minute n-au trecut și simt ca o eternitate. Zici că suntem căsătoriți cu omul ăsta de 10 ani. Însă cele care vor să se lanseze din momentul ăsta sunt jocuri legit 100%. Pentru că cei care au rămas în piață în momentul ăsta își fac research cu adevărat. Și de acum încolo, gata, puteți să investiți. Totul e pe bune de acum. Până acum, da, de acum, gata, go for it. Participă mereu la AMA-uri, se bagă în seamă cu echipa, se bagă în seamă cu comunitatea, pun mereu întrebări, sunt foarte atenți la tokenomics, când se eliberează tokenii, când nu, ce probleme pot să apară, etc. Bineînțeles, în același timp, multe dintre ele nu o să supraviețuiască. Dacă din 50 de proiecte în care am investit, 10 sunt ok, 2 sunt explozive, mi-am făcut banii de 10 ori. Ăsta este, din păcate, vestul sălbatic în care trăim în momentul ăsta, în lansările unor proiecte noi din cripto. Și aici nu vorbesc doar de crypto gaming, mai sunt o grămadă de alte nișe. Acum totul depinde de ce fel de investitor vrei să fii, pe ce perioadă de timp te uiți. Dacă te uiți pe o zi, trebuie să fii trader neapărat. Și din păcate 90% din trader își pierd bani. Că dacă nu te implici 8-12 ore pe zi, n-ai nicio șansă să devii trader bun, să faci bani cu adevărat. Alegi să fii investitor și să cauți proiecte care îți plac foarte mult, să intri în ele în fază incipientă, pentru că se poate, găsești metode. Ți-am dat și eu vreo 40-50 de metode încă din iarnă. Există variante pentru toată lumea, pentru că din ce în ce mai multe le-ai dat, dar ai 20K și nu prea le vede lumea, ai problema. Nișe de piață sunt atinse de tehnologia asta blockchain. Și putem să facem o paralelă, de exemplu, cu dot-com bubble. Amazon, Facebook, Google, Apple, apoi Netflix, Uber, Airbnb, tot ce înseamnă digitalizare transformă lumea pe alte ramuri. Cazare, ride-sharing, coworking space, adică Zoom, marketing mult mai exploziv. Wow, ce mă bucur că ai zis asta, Chifoi. Poți să-mi zici și mie acum cum transformă lumea cripto? Chiar aș vrea să știu dacă Microsoft sau Apple sau pula mea, aceste companii au transformat lumea din anii 90-2000 încoace. Poți să-mi zici și mie un mod, cel mai mic mod prin care cripto a transformat lumea, lăsând la o parte faptul că oamenii care vând droguri și arme pot să facă tranzacții safe de acum încolo? Adică TikTok, YouTube-ul, de exemplu, a ajutat la democratizarea individului. O persoană fizică, ca și mine, ca și tine, a putut să-și creeze propriul canal de televiziune, unde poți să vorbești despre lucrurile care te pasionează sau pur și simplu poți să faci treaba cu știrile. Că poate ești un reporter destul de iscusit. Aha, ok. Și ce poți să faci în cripto, că n-am înțeles? Research, dar nu dădeai bine pe cameră și televiziunile nu te-au băgat în seamă din cauza asta și acum ai șansa să-ți faci propriul canal de YouTube și să înveți pur și simplu la locul de muncă, singur. Asta se va produce în spațiul ăsta cripto care nu este Caritas. Asta ce? Ce se va produce? O să pot să-mi fac propriul meu canal de televiziune cripto? Ce se va produce? Asta ce? Ce se va produce? Pentru numele lui Dumnezeu spunem ce se va produce. Ce se va întâmpla? Zi-mi un beneficiu. Vreau să văd un beneficiu, vreau să știu ce se va întâmpla. Ce se va face, ce se va inventa, cu ce mă va ajuta pe mine. Mă trezesc dimineața din somn, cu ce mă ajută? Cu ce mă ajută în ziua mea, pe întrecerea timpului meu de zi? Cu ce mă ajută? Pe tine nu te ajută. Și de ce? Că tu faci bani. Ai problema ta, tu faci bani și sex. Pe tine nu poți să te ajute la nimic. Ce să-ți mai aducă pe lumea asta ție? Eu încercând să o conving pe mama să-mi cumpăr o bluză din H&M. Vreau să aflu, cumpără cursurile lui Chifoi, aha, da, ok. Doar mai omorâm planeta încă un pic. Televiziunile nu te-au băgat în seamă din cauza asta și acum ai șansa să-ți faci propriul canal de YouTube și să înveți pur și simplu la locul de muncă, singur. Asta se va produce în spațiul ăsta cripto care nu este Caritas, nu este scam, trebuie doar să te educi. Guys, jur că nu este. Fac scuze de scenă. Guys, jur că nu este scam. Mai mult. Fața asta cripto, lăsând la o parte Bitcoin, nu înseamnă altceva decât tehnologia blockchain, care am explicat ce înseamnă. Este o derivație de soft copiată după Bitcoin, care Cripto te ajută ca să nu mai trebuiască să pierzi timp la aparate, fiind o piață atât de volatilă, practic joci la aparate și când dormi. True. Îmi place că toți ăștia care apără cripto tip Chifoi, ei se prefac că nu înțeleg gluma cu ei, zici că e Caritas, e o schemă, nu știu ce. Ei se fac că nu înțeleg. Da, nu e ca atunci când bag banii în buzunar la băia care au Caritas și pleacă cu banii. Da, it doesn't work like that. Da, ei se prefac că nu înțeleg. Da, exact. De fiecare dată e această prefacere și la, și la Robert Meteca și la toți ăștia și zic eu sau altcineva sau, sau Cătălin Moise sau whatever. Guys, acest căcat îmi dă feeling de Caritas. Și ei vin și zic ca contraargument. Well, actually, Caritas este o chestie care s-a întâmplat în anii 90 și a fost o orchestrare de Sorin Ovidiu Vântu. Eu nu sunt Sorin Ovidiu Vântu, deci asta n-are cum să fie Caritas. Așa sună toate explicațiile lor de fiecare dată, să mor eu. Tehnologia blockchain, care am explicat ce înseamnă. Este o derivație de soft copiată după Bitcoin. Care blockchain-ul ăsta nu înseamnă altceva decât baze de date descentralizate, peer-to-peer, în care individul poate deține cotă parte din rețea. Adică criptomoneda. Cu cât încearcă cineva să-mi explice mai tare blockchain-ul, cu atât mi se pare că ei nu înțeleg ce e blockchain-ul. Cu atât mi se pare că n-au nicio idee. And they just throw random words. Pentru că nu este nimic în pula mea. E efectiv, a explicat Cătălin Moise mai bine decât toată lumea. E efectiv o bază de date în Excel. E efectiv o bază de date în Excel și lumea se preface că e tehnologia care va schimba lumea. E efectiv doar o tehnologie care ajută niște căcaturi super nișate ca astea. Transportul de asta, de ținut, pula mea. Am văzut, chiar am căutat. Mi-am făcut research. Chiar am căutat modul în care este aplicabil în lumea reală blockchain-ul și am găsit. Unul dintre moduri este cel mai nișat căcat din lume și anume că ajută foarte tare dacă ai 15.000 de documente să poți să le stochezi și să le scoți mai repede și mai ușor. Și un exemplu era în industria navală de transport, dacă în transport cu containerul pe vas, că containerul, că vasul trebuie să treacă prin 15.000 de granițe și că o chestie gen blockchain ajută actele alea care îți trebuie în fiecare port și în fiecare plan. Bun. Te ajută pe tine cu ceva în viața ta de zi cu zi? Ah, nu, ok, bun. Dar poate are nevoie și Chifoi la cafenele pe care le-a băgat în insolvență. Te-ai gândit la asta? Da, îi aduc ea cafeaua din Nicaragua cu blockchain pe vapor. Păi da, vii la Constanța, vezi? Gândește un pic. Foarte inteligent, bravo. Hai să luăm un alt exemplu. Bravo, cloud. În cloud, practic, îți ții informațiile criptate. Poze, date personale, etc. Știi ce mai ții în cloud? Chifoi, nu dur, scoatele să le vedem. Catalogul la școală pe blockchain, să nu mai motiveze elevii absențele. Cloud-ul. În cloud, practic, îți ții informațiile criptate. Poze, date personale, etc. Dar să te... Dacă ar exista moduri de criptare care sunt gen 99% impenetrabile deja în această lume... stai, deja există 15 triliarde de moduri de criptare care sunt 99.9% sigure și singurul mod prin care acestea sunt sparte este eroarea umană, lucru care se întâmplă și în spațiul cripto, că nu trece zi fără să te dea țeapă de milioane și miliarde de dolari în criptomonede din cauza greșelilor umane, pentru că ăsta e singurul mod în care mai poți să mai spargi realist parole și alte căcaturi de genul în ziua de azi. Foarte interesant! Da, îmi voi stoca fișierele pe blockchain, că dacă am two-factor authentication și e 99.9% sigur, e și mai sigur pe blockchain. Te cerți cu un om e o prostie, care face bani din, cum îi zice, AdSense. Da. Las că și eu acum... Da, tu nu pretinzi altceva. Da, e drept. Conectezi la cloud, trebuie să ai, bineînțeles, un username, o adresă de mail, alte date personale. Astea pot fi colectate. Și din păcate nu ți aparțin ție, aparțin companiei unde te-ai înscris ca să ai cont de cloud. Compania face bani. Eu cred că sunt șanse mai mici să te spargă parola dacă ți le scrii pe un biletel și ți acasă într-un sectar decât să ții pe blockchain, am stemis sau pe orice altă de asta de criptare. Din păcate nu ți aparțin ție, aparțin companiei unde te-ai înscris ca să ai cont de cloud. Compania face bani cu bani. Da, mă, Chifoi zice bine că gen Google vine mâine și îți trage țeapă. Da, Google vine mâine și zice, uite-o parola! Uite-o la parola! Asta face Google. Lăsând la o parte că și la ei sunt încriptate parolele. Lăsând la o parte că gen dacă s-ar afla mâine că Facebook sau Google sau pula mea n-are parolele încriptate și că poate să le acceseze gen Ulică Frânarul de la angajat la Facebook, ar da faliment mâine. Lăsând asta la o parte. Google vine la RP și zice Faiăr Silviu @ gmail.com. Parola Forța Steaua, Forța Steaua, ei, ei. Ia uite bă, ăsta are nudul cu gagica, ia uite prostul. Ia uite bă, ninfomane.org. A, uite bă frate ce... Măi, pe cine păcălești, măi, Chifoi, cu cine vorbești? Cu copii de 15 ani, cu cine vorbești, mă, frate? Vin tu, parolele tale sunt încriptate la Google și n-ai de unde să știi. Mâine Google... dă țeapă. Îți dă parolele pe net Google. Bazele de date personale, iar tu nu primești nimic. Pe partea de blockchain, de exemplu, tu deții parte din rețea, adică criptomoneda propriu-zisă. Dacă rețeaua are 20 de milioane de tokenuri și tu ai cumpărat 100.000 dintre ele, felicitări, deții acum 0,5% din rețea. Poți să deții NFT-uri de pe rețeaua aia. Așa cum deții tu 0,5% din apartamentul ăla în care stai. Poți să pui la staking criptomoneda, să câștigi reward-uri, iar criptomoneda aia să valoreze ceva pentru că oamenii se folosesc de rețeaua aia. Poți să trimiți criptomonedele altcuiva instant, fără intermediar pe drum. Poți să schimbi moneda respectivă prin DEX-uri cu alte monede ale altor rețele, etc. Și se dispersează informație mult mai rapid, direct între persoane. Asta este valoarea adevărată pe care o aduce blockchain-ul. Pentru că trăim într-o lume a informațiilor și informațiile, dacă sunt digitalizate, călătorește. Da, doar persoanele ajută la criptarea acelei informații cu siguranță. Cu siguranță nu consumă curent cât pentru două țări toată această criptare. Se numără n-aia criptarea. E cu ajutorul vântului. E cu păsările călătoare. Da, 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 exact. Criptarea asta, tot processing power-ul ăsta vine de la soare. Vine de la soare, de la toate fermele alea de cripto și toate cele din țări din lumea a treia. Călătoresc mult mai repede, deci valorează mai mult. Versus dacă ne întoarcem în anii 1500, când s-a inventat presa de printat a lui Gutenberg. Lumea era needucată, nu exista schimb de idei. Bă, doar atât de tare comparațiile astea. Guys, exact așa a fost. Bă, asta e discursul ăla de acum 2 ani. E discursul ăla de acum 2 ani de când își lua țeapă toată lumea. Guys, așa au zis și când a inventat Ford mașina. Când Ford a inventat mașina, i-au zis... Nu glumesc, nu Ford a inventat mașina. Când Ford a inventat mașina și i-au zis și lui: băi, ce e asta, frate? Nu m-aș da jos de pe bicicletă, nici să mă bat, să mă urc în janghina ta de mașină. Așa i-au zis și lui. E, așa se întâmplă acum și cu blockchain-ul. Guys, când s-a inventat focul, credeți-mă, eram acolo. Doi băieți s-au dus la ăla de a făcut focul și a zis: pleacă băi de aici, asta e mâna diavolului. Dar pe urmă, vedeți voi, pe urmă omul a făcut focul în continuare. Așa e și cu blockchain-ul acum. Sau cu pula mea ce vor să vândă. Ok, încă 3 minute. Okay. Uite, mașina lui Schweinsteiger sau cine a zis. 1500, când s-a inventat presa de printat a lui Gutenberg. Lumea era needucată, nu exista schimb de idei, lumea nu comunica, nu exista informație nicăieri. O carte putea fi scrisă de mână într-un an de zile, iar apoi a putut fi deodată printată mult mai repede. Exact asta se întâmplă acum. De exemplu, până acum... stai, n-avem un exemplu real. Da, corect, ok. Zic că dăm un exemplu real din viața reală. Dăm un exemplu care se leagă de spațiu cripto, la fel, sau măcar 1% la fel de revoluționar ca presa de scris. 1% la fel de revoluționar ca presa lui Gutenberg, lui Gutenstein. 1% la fel de... Ce să-mi zi orice, dă-mi un exemplu cel mai mic. Nu există! Dar nu că o să se întâmple cândva, mâine. Mâine de la 5 la 7 se întâmplă. De câteva zile, nu vreau să mă înșel, dar pe acolo, spune-i o zi. Asta înseamnă că era de 365 de ori mai scalabilă informația aia. Și din momentul ăla pur și simplu a început o explozie tehnologică în care lumea putea să schimbe informații mult mai rapid. Așa se întâmplă și într-o economie. Cu cât putem să comunicăm mai direct și mai simplu unii cu ceilalți, cu atât economia respectivă o să crească. Și am făcut un thread pe Twitter despre NFT-uri. Nimeni nu înțelege de ce NFT-urile vor exploda în toate industriile în afară de mine. Glumesc, mai sunt doi. Da, mă, dar nu asta zice așa cu 2 ani, acum un an. Nu e exact același lucru, îl zicea și nu s-a întâmplat nimic. Au încercat două companii să facă NFT-uri, i-a scuipat toată lumea în gură și nu s-a mai întâmplat nimic cu NFT-urile. Ca să se înțeleagă oarecum că nu sunt doar poze. Și a zis așa, nimeni nu înțelege de ce NFT-urile vor exploda în toate industriile în afară de mine. Bineînțeles glumesc, mai sunt vreo 2 oameni. Unul la mână, NFT-urile sunt contracte care permit mișcări aproape instante între doi indivizi care vor ceva. Unul vrea bani, altul vrea un serviciu adus de bani. Dacă crezi că treaba asta se numește tranzacție, bravo, ai câștigat un os. Dacă cumperi un bilet pe... Emoji-ul ăla cu os! No. Domnul Cristian Chifoi, puteți să-mi explicați cu ce diferă asta de transferul bancar? Dacă eu mă duc la frizer... Nu, tu nu înțelegi. Dacă eu mă duc la frizer și zic salut, salut, vreau să mă tunzi și el zice, a, nu, păi dar asta e o tranzacție instantă. Numai prin a, dar cumperi acest... Poți să-mi spui care este diferența între tranzacția făcută între un serviciu și bani, da? Eu dau bani ca să primesc un serviciu sau invers. Cu ce mă ajută un NFT și nu mă ajută un card de debit? Poți să-mi dai un exemplu în care un NFT bate la curugol un card de debit? Chiar aș vrea să știu. Serviciu adus de bani. Da, dacă vrei să transferi o sumă de 4 miliarde de dolari unui traficant de arme din Arabia Saudită. Ok. Păi, prioritățile tale care sunt, că nu înțeleg. Da, te ajută foarte tare dacă vrei să cumperi 12 Toyota sandbuggies de-ale. Atunci da, ok, da, te ajută. Bani. Dacă crezi că treaba asta se numește transacție, bravo, ai câștigat un os. Dacă cumperi un bilet pentru acces la orice, să zicem, ăla e, îl folosești odată, totul e centralizat de o bază de date a unei firme care are limitări. Dar dacă biletul ăla ar fi un NFT, poți să revinzi instant sau oricând vrei NFT-ul al cuiva pe piața liberă fără limitări. Există royalități, crește revenue, firma cedează controlul către secondary market și userii transmit informația mai rapid decât duce baza de date a firmei. Asta istoric vorbind a creat tracțiune și vedem cum. Industria aeriană. În 1990 Deci nu, hai să citim. Eu acum mi-am dat seama că el a tradus asta din engleză și că nu are proprietatea termenilor și a cuvintelor în limba română. Dacă cumperi un bilet pentru acces la orice, ăla e, folosești odată, totul e ce, așa. Deci eu îmi cumpăr un bilet la concert, da? Da. Și îl folosesc și că ăla e. Și spune că este, da, you one time use only. Dar dacă este... ar fi un NFT, ce? Că nu înțeleg ce se întâmplă cu NFT-ul. Nu nici. Ce revând exact? Ce revând instant din NFT-ul ăla? Ce revând exact dacă eu m-am dus și am văzut concertul? Ce revând? Revând un bilet care a fost folosit să vadă un concert? Pare că Chifoi a luat bilet la Antol și e supărat că n-a putut să-l revândă. Da, efectiv, vând bilete NFT la Antol 2019. Vând NFT Electric Castle 2014. Nu înțeleg. Ce royalități? Cred că vrea să zică royalties. Da, normal. Îmi povesc că nu e un cuvânt în română. Da, adică e clar că nu înțeleg eu ce vrea să zic aici, dar gen chiar nu... secondary market și userii transmit informația mai rapid decât duce baza de date a firmei. Asta istoric vorbind a creat tracțiune și vedem cum. Industria aeriană. Se referă că biletul NFT mai are și alte beneficii pe lângă doar concertul în sine? Gen? Și că primești mărci, lucru pe care poți să-l faci cu un bilet. Nu înțeleg. Da, vezi Bored Apes? Hai să nu vedem Bored. Da. Gen Meet the Artist merch? Meet the Artist merch. Lucru pe care îl faci deja cu bilete fizice. Nu, tu nu înțelegi. Vlog! Ia cu aia, vezi și tu cum e. Pupici, mulțumesc! Alex. Bună seara, prieteni. Ne uităm la Chifoi care ne explică exact ca acum 2 ani de ce suntem proști că nu înțelegem NFT-urile și cripto. Numai că au trecut 2 ani de când ne zicea că mâine la prima oră o să explodeze piața cripto și iată-ne din nou aici, explicându-ne din nou, încercând să dea practic aceeași țeapă colectivă cu prietenii lui din nou. Zi. Pare că mie asta mi se pare că el nu înțelege ce explică și asta mi se pare foarte amuzant. Nu știu dacă înțelege sau nu. Dar asta e că trăiesc toți într-o disonanță asta cognitivă în care se prefac că înțeleg ceva ce nimeni nu înțelege. Pentru că nu există. Sunt foarte multe beneficii să ai un NFT în loc de un bilet fizic. Care? Păi vezi tu, există royalități, revenue up, firma cedează un secondary market, user, rapid, informa. Zi beneficiu! Nu, tu nu înțelegi că tu nu e mult mai complet. Dar Chifoi, zi beneficiu! Nu, tu nu înțelegi realități, revenue up. În 1990 avea istoric vorbind, a creat tracțiune și vedem cum. Industria aeriană în 1990 avea 1,2 miliarde de pasageri pe an și era evaluată la 250 de miliarde de dolari. Internetul a ajutat până în 2007 să crească cifrele astea la 2,5 miliarde de pasageri, evaluată la 500 de miliarde de dolari. În 2008, International Air Transport Association a dat drumul la e-ticketing, obligat forțat. Asta a dus practic la 4,5 miliarde de pasageri anual și o capitalizare de 870 de miliarde de dolari. Și există și articolul aici pe Cointelegraph. What? Stai, lasă-te. Ce legătură are cu cripto? Stai un pic. Ce legătură cu NFT-urile? Și de final am zis în felul următor. Stai un pic. De ce? Vreau să termine, că așa când tot întreb și încerc să nu dau seama ce vorbește omul ăsta, înțelegi? Miliarde de dolari. Și există și articolul aici pe Cointelegraph. Și de final am zis în felul următor. Când userii pot schimba bunuri și servicii mai rapid, fără limitări, fără intermediari, piața, oricare ar fi ea, piața respectivă, întotdeauna crește. Și poate nu are sens pentru tine acum, cum a fost anterior pentru oamenii care doar foloseau tehnologia la maturitate. Însă dacă te uiți la clipul ăsta, tu știi. Ok, bun. Special. Trebuie doar să mai înveți. Deci concluzia a fost: userii pot schimba bunuri și servicii mai rapid, fără limitări, fără intermediari. Ce intermediar, OLX? Nu, are drept. Adică această propoziție este corectă, într-adevăr. Când elimini toți intermediarii, piața respectivă crește, pentru că prețul de cel mai mult ori scade. De acord. Ce legătură are cu NFT-ul, cu cripto, cu ce pula mea zice acolo Chifoi? Îți dau la coi, zi-mi pula mea ce vrei să zici. Nu înțelegem. Dai niște exemple din viața reală, care n-au nicio legătură cu lumea ta imaginară. Ce pula mea spui? Măi, efectiv, despre ce vorbește? Ce schimburi, ce bunuri, ce servicii, ce legătură are spațiul cripto și NFT cu toate lucrurile astea? Există un exemplu în această lume mare pe care eu ca consumator să pot să-l simt la nivel cât de mic, să mă impacteze, cât de puțin zic, uite-mă, chiar mi-a făcut un pic viața mai ușoară. Un pic, nu știu, uite cum, nu știu, cum, nu știu, cum e, știi, te duci la niște uși glisante. Și există un senzor de la care păi să deschizi ușile în față, nu mai pui mâna pe clanț. Mă, puteai să trăiești și fără, dar ți-a făcut viața un pic mai comod, știi? Există genul ăsta de exemplu cu NFT-uri și cu cripto? Vreau să-l văd. Genul ăsta de exemplu micuț, penibil, jenant, știi, care putea să nu existe. Există, vreau să-l văd. Vreau să văd un use case în care cineva a folosit un NFT în loc de un website, o aplicație de banking sau pula mea și a zis, da, bă, frate. Nu, pardon. Oricine în afară de traficanții de arme și de droguri. Păi aia înțeleg de ce îi ajută. Adică we get it. Dar gen oricine altcineva din lumea de zi cu zi. Am suportat acest lucru. Stai mă, că te explică cineva aici. NFT-ul e un contract digital pe care păstrezi date mai ușor și nu poți să le modifici. Spre deosebire de, gen, dacă ar fi să aplici chestia asta la biletul de concert, biletul de concert nu este un contract digital pe care îl păstrezi și nu poți să-l modifici. Corect, nu? Cum poți să modifici un bilet de concert? Poți să-mi dai un exemplu în care în lumea digitală e ceva care eu pot să-l modific și să-l pula mea să profit de ce, nu știu, să... Dă-mi un exemplu, zi-mi o problemă care e rezolvabilă cu chestia asta. Suntem într-o eră a securității cibernetice atât de avansate, încât, repet, marea majoritate a schemurilor, țepelor, hoțiilor, pula mea care se dau în spațiu digital este din eroare umană. E că e ăla care își pune parola, are monitorul Alienware și își pune parola Alienware. Așa se dau țepele pe internet în ziua de azi. Sau prin phishing, primești mail, dă repede click aici că moare măta. Și tu dai click, ești prost. Suntem într-o epocă a securității digitale, tocmai cibernetice, tocmai pentru că sunt atâtea corporații în pula mea gigantice, monopolistice, care nu-și permit nu-și permit să vină pe ăla, cum îl cheamă, pe Gucifer. Nu-și permit să vină Gucifer de la Vrancea, big shout out to him, de la Vâlcea, pardon, să le spargă serverele. Nu-și permit. Și de asta nu există nicio nevoie reală la nivel de consumer de genul ăsta de ai un contract care... Să te fac ce cu el! Să fac ce cu el, coaie! De ce trebuie să luăm atât de în serios pe Chifoi? Vă rog eu frumos! Vă rog eu frumos, oameni buni! Acesta este un om care face bani din persoana lui publică. Nu-l mai luați atât de în serios, oricum. Uitați-vă, bucurați-vă că s-a întâmplat. Bucurați-vă de prezența lui pe ecranele voastre. Pe gratis. Da, mă, că avem un crypto bro aici. Nici uite, mă interesează. Uite, zice, nu iau în serios oricum pe nimeni. Că de, el aici dă un exemplu. Zice, uite, un exemplu de NFT practic. Îți cumperi Rolex și primești pe lângă și un NFT care atestă că e original. Când vinzi Rolex-ul, vinzi cu tot cu NFT ca să nu fie vreun dubiu că e fake. Am prieteni care exact la asta lucrează. Bă, fii atent. Ce tare ar fi dacă deja ar exista toate chestiile astea sub formă de dovada faptului că ai făcut transferul bancar către Rolex SRL, factura primită de la Rolex SRL, mail-ul primit de la Rolex SRL. Nu, hai că zici că bă, la poți să-l fake-uiești la pula mea. Există toate chestiile astea digitale pe care n-ai cum să le fake-uiești. Și de asemenea, nu o să vină să crezi din pula mea, sunt atât de multe tehnologii de-astea gimmick bășite. Uite, de exemplu, la gecile Moncler poți să scanezi cu telefonul un căcat de cod care se aseamnă cu ăla QR, care să zică dacă geaca ta este rea, dacă geaca ta este fake sau nu. Nu o să-ți vină să crezi. Poți să-mi zici și mie care e diferența între un NFT care dovedește că Rolex-ul e real și factura mea către Rolex SRL care certifică faptul că eu am plătit suma aia de bani către Rolex SRL? Poți să-mi zici care e diferența între tranzacția mea de 5.000 de euro către Rolex și NFT-ul care zice... Sincer, oamenii care își cumpără Rolex sunt genul de oameni care vor NFT-uri în viața lor, așa că când ești genul la domn... Total de acord. Total de acord. First research, bro, de ce să zic eu? Păi n-are ce să-mi zic în plan. E mai ușor că NFT-ul... Oh, ia uite. E mai ușor că NFT-ul e digital și are toate detaliile pe care le-ai enumerat tu. Gen digital, exact cum este în pula mea orice bancă în ziua de astăzi. Că deschid acum aplicația de la Bete sau de la orice căcat de aplicație. Deschizi aplicația acum, dai search Rolex... și mi-apare tranzacția de acum 5 ani pe care am făcut-o la Rolex. What the fuck are you talking about? Doamne-mi pula mea, v-ați găsit, v-ați cărbat, v-ați băgat degetul în cur, v-ați mângâiat pe punctul G numai să căutați să găsiți, v-ați face așa la când v-ați căutat să găsiți ceva, să... Uite un exemplu aplicabil în 0,0001% din cazuri în care, uite, tu n-ai dreptate și tot am dreptate. Nici măcar în exemplu ăla nu ai dreptate. Eu susțin ca oamenii care vor să-și ia țeapă cu cripto, just go for it. Da, mai efectiv, adică dacă go tu vrei NFT, du-te cu aici ia-ți NFT, că nu te oprește nimeni. Noi vorbim despre aceste situații ipotetice care nu sunt reale. Da. Ne-ar ajuta dacă am face. It does not exist. Bine, hai să te gândim asta. Asta vreau și o să termin, dar nu pot. Nu pot. Continuă să vorbească omul ăsta, nu vezi? Care suntem acum. Și da, putem să scădem și mai mult. Bitcoin poate să ajungă la 10.000. Toată piața s-ar duce dracu. Bursa la fel. Întotdeauna, istoric vorbind, după o perioadă de genul ăsta, creșterea a fost masivă. O să existe din nou un boom economic, chiar dacă nu pare acum. Pentru că în perioada asta de acumulare încep reglementări, începe să se curețe piața. Nu vor mai apărea proiecte scam, pentru că nu vor mai fi profitabile. Proiectele bune vor rămâne, vor fi reglementate și vor fi complet legale și astfel piața asta nouă va atrage proiecte legit. Complet. Și dacă nu înțelegi la ce mă refer, vezi clipul meu anterior despre farsa pe care am făcut-o cu vânzarea canalului de YouTube. Pe 2,5 milioane de dolari. Schemurile vor părăsi într-un final piața. Adică era farsă. Și îmi plac farsele astea lui Chifoi constant în care zice, era o memă ableistă, da, na. Era o memă care o parafrazez. care era ceva la modul, când eram eu mic pe Nainger, era ceva la modul, știu, un cadran cu un om care... Și erau doi care ziceau, ce boală ai mă cu metru, uite-te la ăla cum faci. Uite-te la ăla, ce mă cu aia mă, ești bine? Și ăla zicea, ha mă cu aia vă trolam, sunteți proști. Ha m-a spus botul chiar că, vai, sunteți proști. Efectiv așa e Chifoi la astea, zice, nu, eu așa voiam. Eu voiam să vă trolez. Deci niciodată nu e un troll. Adică pe lângă că n-are umor, adică e... A, nu, vă trolam. A, ne trolai. Oh, ok, bun, ok. Efectiv așa se simte de fiecare dată. Mai pot viața mea. Eu nu simt nimic. Prima oară când am auzit că zice asta. Te-ai gândit că poate pentru că asta, piața va deveni reglementată și va fi liberă să se dezvolte complet legal. Rezultatul, un boom economic. Și sincer, dacă te interesează spațiul ăsta, nu mai zice că e schem. Nu te mai uita în gura oamenilor care zic că e Caritas, că e o schemă Ponzi, tot. Ia și... Nu-i mai asculta pe... Nu-i mai asculta că nu-ți vor binele, eu-ți vreau binele, dă-mi banii tăi. Tu... O carte. Citești o carte, că nu degeaba apar cărțile. Ce citești acolo, Chifoia? E o schemă Ponzi, tot. Ia și tu o carte. Cartea lui Satoshi. Măi, citești o carte despre Bitcoin tradusă în română. Măi, săracul, nici nu știe engleză. Citești o carte despre Bitcoin tradusă în română. Citești o carte, că nu degeaba apar cărțile astea, nu de nebune. Sunt aici ca să ne educe, tocmai ca să nu mai prindem schemurile alea, să ne mai păcălească. Cu cât suntem mai educați, cu atât vor apărea proiecte care fac ceva cu adevărat în viața reală. Și pentru cartea asta și alte două cărți, ai cod de reducere pe adblock.ro. Folosești... You got edged. Te-a edgeuit și a bătut joc de tine și a chemat tu, băi. Iana, am crezut că m-ai chemat la un date și tu de fapt vrei să mă bagi într-un MLM. E colegul ăla care, de la liceu. E colegul de la liceu care nu te înțelegea niciodată, nu erați niciodată prieteni. Și te-a chemat într-o dată, hai să bem o cafea. Ce vrei să-mi vinzi cu metre? Bă, moare de foame, săracu, mă, nene, cum să... Băi! Știi cum e asta? Eu acum am un rând de 10 minute despre... Bă, frate, știi ce? M-am săturat să cumpărăm telefoane noi, că mă cac pe la telefoane noi, că m-am săturat, păi, moag, îmi dă țeapă fiecare dată când nu vine precomanda. Ce vrei să zici cu asta? Fac asta din 15 minute și până zic, ah, și by the way, am și un cod la flip.ro, reducere, nu știu ce pula mea. Măi, atât de jenant, Doamne Dumnezeule. Cât îți iei ochii, păi, la o carte de aia, 10 din 10 lei, 2 lei, cât îți iei? 4 lei? Doamne Dumnezeule mare, măi, Chifoi. Vezi că stai în pentru 1000 de euro cu aia, ce faci? De 1000, de 10.000, de cât ai zis că e... A, nu, că așa era farsă. Guys, farsă, m-am... Chifoi, mâine. Guys, mi-am luat Lamborghini. Ia uitați-mă cum conduc, mă piși pe voi, sunt niște sărari, vă trag la muie și lumea zice, băi, Chifoi, du-te, mă, pula mea, închiriată la ești ultimul terminat. Mă vine peste două zile și zice, după v-am trolat, eu încă am logat și sunteți așa proști, v-am trolat, am făcut mișto de voi. Da, guys, my life is a prank. E, prank nu e, mă rog. Du-te, mă, Chifoi, ascultă pe Sabina să mor eu, apucă-te de OnlyFans, să nebunesc. Stai să văd ce e prin comentarii pe aici. Chifoi, dă bă banii, te caut prin teche, girl, zice cineva. Ok. Cineva îi zice, tu faci bani din YouTube și TikTok și o arzi pe aici ca mare financial advisor, te urmăresc de puțin timp pe YouTube după o lungă pauză în care ți-am dat bloc pe TikTok în 2020 că nu-ți mai suportam bullshit-ul, ai rămas la fel de... Mulțumesc pentru vizionare, trimite-mi un mesaj direct pentru informații mai profitabile, zice Telegram cu poza lui Chifoi. Ok. Ai uitat de Techigiol Coin. Techi e un alt om care îl caută prin Techigiol. Ok. Bați câmpii. Bați câmpii. Literalmente. Întorci graficele cu fundul în sus și crește economia de n-ai văzut. True. Teche coin când? Ah, da, și-a făcut și... Mai lasă-ne cu propaganda, zice Occult Member, pull the trigger. De curiozitate, tu ce mănânci când te uiți la Faiăr? Zice un om acum 4 ore. Mulțumesc pentru vizionare, trimite-mi lumea. Mi se pare că a devenit atât de populară această memă cu... mâncatul când te uiți la Faiăr, că au început să apropieze această cultură niște influencer care nu cred că se uită la tine. Cine? Zici mie. Nu, doar zic. Hai, bărfește acum. Doar zic. Nu știu. Atât am avut de zis. Capitalizează pe imaginea ta. A urat cineva poftă bună? Mi-a furat cineva momentul de consum? Așa zicem publicitate. Guys, trebuie să avem un moment de consum. Și ai gen hârtie igienică Elfi. Guys, trebuie să avem un moment de consum la hârtie igienică Elfi. Și tu, ca un om, zici, bă, când te calci. Nu, guys, trebuie să fie ceva mai special, ceva mai... Valin. L-a făcut și Lospa video despre... i-a cumpărat cursul Chifoi. Foarte curios să vedem. Vrei să vedem repede? Da, dai. Are gen 16 minute. Dai. Vreau să luăm o pauză înainte. Sure. Guys, facem o pauză timp de 3-5 minute și revenim, ne uităm la videoul lui Lospa și ne uităm și la bas. Repede, pe repede înainte. Zici tu o piesă. E, acum ai și pe le punem pe asta. Da. Urmează, bun. Pauză, pipi, 5 minute, revenim. Stai că nu știu cum să fac asta. Ia să te văd. Stai așa viața mea. Că nu știe. Stai așa viața mea, nu te ia atâta. Nu știu. Bă, ce le zice asta? Cine vrea să-l vadă pe Chifoi? Pare rău. Sau nu-mi pare. Nu mai... Are un aftertaste foarte ciudat. E secretul Bacchus, ceea ce simte acolo. Da, drumul... Deci pe buș. Vezi că râd editorii tăi de tine, gluma patroane. Gluma lui preferată. Bine, hai să ne uităm la asta lui... Alu Lospa care a cumpărat cursul Chifoi. Hai, da, să vedem. O să vorbim despre cursurile decanului Universității Virtuale Notorioase NFT, Cristian Chifoi. Decanul Chifoi. Iată decanul. Ia uite cum îți vinde asta, cum să devii un antreprenor digital să generezi 20.000, 40.000 de euro lunar. Măi, cine te crede că generezi atâția bani lunar? Ne-ai arătat, știi care e greșeala lui Chifoi? Că ne-ai arătat AdSense-ul. Da. Adică știm câți bani faci, că ia-ți banii pe care îi faci. Știți că sunt un mare fan al acestor pseudo-universități și m-am decis să fac asta când mi-a apărut reclamă cu Cristian pe Instagram. Altceva n-a fost. Poate loc de a absolvi și altceva pe lângă Academia de Vlogging Andrei Șelaru. Dacă nu acționezi acum, o să încasezi grav de tot. Din păcate, recesiunea este... Cumpără acum, cumpără, acționează, dă click, cumpără acum, dăm banii tăi, trebuie să mor de foame. Cineva cu Blue Jay-a îmi spune mie că o să fac între 20.000 și 40.000 de euro lunar cu blugii din IDM. Este aici, dacă nu faci ceva în legătură cu asta, risci să-ți pierzi jobul, afacerea și chiar bani. Și poate în momentul ăsta îți spui: dar ce zice mă și asta? Recesiunea, afaceri, bani, las că e timp destul. Din păcate, nu mai ai timp. Nu mai ai timp, zero timp! Acum, cumpără, apocalipsa e aici! Măi, dar săracul copiază de tare pe Andrew Tate, care went full on, adică Andrew Tate era la nivelul ăla de de selpici anii 2007. Știi, efectiv he goes all in și el. 2008 recesiunea a lovit grav de tot. Multă lume nu a înțeles ce se întâmplă atunci când s-a întâmplat, iar oamenii credeau pur și simplu că își vor pierde casele, mașinile și chiar nevestele. E, acum fără glumă... Ah, cum? Ok, da. Cristian Chifoi îmi pare genul de om care vorbește mult ca să nu spună nimic. A văzut el pe nișa de cripto, speech și sfaturi financiare în România și pare că s-a apucat și el să zică aceleași găsele. Ce? 34K, 19K, 23K... Păi da, dar știi cât e RPM-ul la Bitcoin? Și eu când se mai întâmplă să mai pun Bitcoin în titlu sau în descriere și cum îmi bubuie banii pe YouTube. A, pe pune la Bravo ai Stil să fie, le fac, da, facem în două părți, ținute. Bravo ai Stil pe blockchain. Bravo ai Bitcoin. Pelnițe fumate pe care le aude și pe alții prin afară, aceleași idei repetate la nesfârșit, cu tot felul de titluri alarmante și cu promovări la proiecte shady, cumpără neamule pământ virtual în metavers. Adică mergem pe principiul, spune-mi cu cine te asociezi ca să spun cine ești. Desigur, să nu uităm. Dar mai erau și colaborări de astea care au rămas așa ascunse. Nu știu, cred că Robert Meteca a avut interviu cu ăsta, cu Filip Cristian, pe care lumea îl vede, încă îl vede ca acest mare antreprenor serios și pula mea. Valabil în ambele cazuri. Dar nu o să vorbesc despre asta, nici despre cum... Fratele partenerului său mina câte un Ethereum pe zi, iar în câteva luni adunase 800 de Ethereum. Noaptea aceea. Păi și după... De ce? Zi. Că mina câte un Ethereum pe zi și a strâns 800 și n-ai cum să strângi, că dacă nu... ok, da. Ok, retrag ce am zis mai devreme, I don't like his side profile. I really don't like it. It doesn't do it for me. Ușu întreabă, bă, dar Țiriac de ce nu face videouri din astea? Că e prost! Că e prost! Și sărac. E sărac. El nu vrea să... Nu, aia e că Țiriac nu vrea să ajute oamenii, cum vrea Chifoi. Chifoi vrea să te ajute. Chifoi te avertizează că recesiunea e aici și trebuie să faci ceva acum, cumpără, dă click. Țiriac nu, Țiriac e rău, nu vrea să te ajute. Aia care a fost procesul mai departe? V-ați lăsat de minerit, mă gândesc că nu era profitabil la un moment dat, nu? La un moment dat, da, am vândut... mă rog, cu cât am mai putut, dar ideea e că el minase tot timpul ăsta, câteva luni, a minat câte un Ethereum pe zi. Și el a ținut în continuare tot Ethereum-ul ăla, știi? Și se adunaseră, nu știu, în jur de 800 și ceva de Ethereum. Okay. Deci el a minat un Ethereum pe zi, timp de câteva luni și s-au adunat 800 de Ethereum. Okay. Păi frate... Zilele pe blockchain curg altfel. Bă, nu înțelegi tu. Am văzut și eu Interstellar, da. Zilele... O zi în blockchain de cât sunt 10. 2 ani pe Terra. Sunt taburelii tubărești, găsești o sumedenie la orice cripto-speaker motivațional, cum îmi place mie să le zic, iar eu am niște copii de crescut acasă, nu să-mi investesc atât timp și energie în direcția asta. Am văzut clipuri de la Faiăr despre el, de la Zoso și niciunul nu-l punea pe Cristi într-o lumină bună. De, invidioși, cum ar zice un criptofrate. Însă eu, în schimb... Un criptofrate! Sunt aici să-mi pun la îndoială. Băi, eu vreau să vă reamintesc de fiecare dată când au numele Chifoi, videoul acesta care este acum pe ecran, în care, mă, ăsta nu-i canalul meu ăsta, primul, da, mă. Dar acest video cu cumpăr acum imobiliare în metavers, în care Chifoi ne zicea neiroic să cumpărăm pământ virtual cu poze din satelit. Vă rog eu frumos, pentru cine nu l-a văzut, duceți-vă și uitați-vă ca să înțelegeți cine este Cristian Chifoi. Oare penthouse-ul în care stă el acum l-a cumpărat de fapt în Earth 2.0 și încă nu s-au prins proprietarii că omul a intrat în nefracție? Bă. Bă, nu știu, dar cineva cu prea mult timp liber ar trebui să verifice pe Nextart dacă Chifoi este deținătorul propriului penthouse în Metaverse. Ale propriile credințe, acelea că, într-adevăr, Cristian nu este un om plauzibil. Iar asta este o descriere mai la... Zosu a ales un thumbnail foarte bun. Sunt pregătit să zic că decanul Chifoi... Da, veniți, mulțumesc de host. Mai mult decât un wannabe Stephen Graham, un larg de vis de discount. Sunt pregătit dacă e cazul. Și cum conținutul lui de pe YouTube nu ține cu Chifoi în sensul ăsta, m-am decis să pășesc în Universitatea Virtuală Notorious NFT. Bine, să o caut, că n-am cum să pășesc în ea, e virtuală, v-am zis. Însă, din câte vedeți, primul rezultat când cauți Notorious NFT este altceva. E site-ul cu NFT-uri ale ăluia căruia Chifoi a luat inacceptabil porecla ca să-și o autoproclame, că sună mișto și e păcat ca mă greg să nu o împartă și cu altcineva. Într-un final am dat de adresa corectă a universității. Credeam că ne-a picat... Deci stai mă un pic de Chifoi. Deci Chifoi a văzut... Suntem ok? Bună ziua, tot noi suntem ok? Rip camera. Alo, alo. Da, hai că și-a revenit. Alo! Dați mă refresh, n-auziți? Ziceți și voi în chat să dea refresh ăștia care ne vedeți, ziceți și voi în chat să dea lumea refresh, vă rog. Mulțumim. Noi ce s-a întâmplat, cred că a căzut netul un pic. Pe Anglia merge transmisia. Bun. Deci sunt un pic de Chifoi. Deci Chifoi a zis, bă, ce tare McGregor, o să iau numele și o să-mi fac un site care... Eu o să-mi fac o chestie a cărei singur scop este să vândă cu ajutorul Google, practic. Gen să faci zi de-astea, cum îi zice, funnel-uri și până aia. Și a ales un nume de SEO care este deja a lui Conor fucking McGregor. Poate. Măi, cum vă zic, ăsta e un ultimul impostor, mă. Bă, stau un pic, cum mă, frate, nu știu cele mai... De ce zici de Conor McGregor impostor, nu înțeleg. Nu știu cele mai mici noțiuni de... Cele mai penibile noțiuni de SEO, că n-ar trebui să iei un nume deja mega faimos. Că gen te căută lumea pe Google și nu te găsește, că e deja McGregor. Fucking McGregor. Tare, ce vreau să zic, nu știam chestia asta. Mă Gregor să nu o împartă și cu altcineva. Într-un final am dat de adresa corectă a universității cea web, am dat și de cursuri. Ce mă uit? Are mai multe cursuri cu aia. Suplete călătoare, viața după moarte. Cum să-ți atingi potențialul maxim? Bro, what? Holy shit, what is this? Wow. Deci să mă zice, prima universitate digitală din lume cu acces pe bază de NFT, ok. Acces pe bază de NFT și de ce îmi cer bani dacă e acces pe bază de NFT? De ce îmi cer bani? Păi, suflete călătoare, viața după moarte, cum să atingi potențialul maxim. De unde vin visele și de ce sunt atât de ciudate? Cu oameni pe care nu i-am văzut niciodată și chiar și eu pare că sunt altcineva uneori. S-a întâmplat cu mine când am leșinat unde am ajuns. De unde vine sentimentul la de deja? La spital ar trebui să ajungi, dar îmi pare că nu. Viața mea s-a transformat la nivel profund de când am ales să explorez această lume, iar în plan fizic am ajuns să trăiesc viața la care am visat de mic copil. Viața visurilor mele. Vrei să-mi vinzi cripto ca pe ceva real și pui și asta lângă? Ăsta a adus-o pe doamna Jung. Dreamcatcher, heart, brain. Uai, măi, e mor de foame, săracu. E mor de foame. Hey, next summer body. Ok, I'm interested. Coaie, vinde toate căcaturile din lume. Plan alimentar. Este la bustul gol în tot cursul, că aș da 99 de euro dacă e. Asta nu e Chifoi, viața mea, asta e altul. Ah, ok. Asta nu e Chifoi. Bine. Nu mă interesează. Social media monetizing. Doamne, Dumnezeule mare. Măi, săracu, e mor de foame. Cum să vinzi cu aia? Dar vezi că sunt genderuite toate aia cu rozii pentru fetițe. Da. Are. De la curs de cripto, care nu mă interesează și nici nu-mi inspiră încredere omul care zicea că frate, mina câte un Ethereum pe zi, iar în câteva luni a strâns 800. Nu mă interesează nici cursul despre viața de după moarte, ok, și nici să-i cumpăr NFT-ul lui Chifoi nu mă interesează. N-am ajuns atât de jos în viață încât să cumpăr un NFT. Însă Chifoi are și o secțiune cu freebies, cu webinare, cursuri și ghiduri gratuite, pe lângă cursurile plătite. Știți schema de inițiere? Bogat de la 11 ani! Că bogat de la 11 ani! I mean, he knows his audience. Efectiv, asta e audiența lui. Valin, nu știu dacă știi, dar lately au început conturi diferite să posteze părți din podcasturile lui pe TikTok, fix cum făcea și Nea Top G, și toate, absolut toate au linkuri de afiliat. Toate cursurile sunt noi, pentru că acum 4 luni știu că am ajuns pe site-ul lui și avea doar curs pentru social media, Foreshox pregătește de ceva. Și ales conturile lui, men, cine să-i prea... Măi, voi nu vedeți că el n-are gen fani? Primești chestia gratis, cu detalii pe care oricum le găseai la fel de gratis pe internet, te abonezi la newsletter și mai probabil în felul ăsta să te pescuiască pe viitor, mai ales dacă ești suficient de bleg și crezi în profită de reducerile astea de neratat. Hai să facem bani împreună, ori mai ales dacă crezi în crypto speech-urile motivaționale. Deci puteți să vă duceți și să le descărcați și voi gratis, dacă sunteți curioși, să le răsfoiți și să vedeți ce informații atântei de Canu Cristian și să vă faceți singură opinie. Eu o să răsfoiesc cu unul pe primul din listă și având în vedere că sunt gratis toate. Wow, uitați-vă la această grafică, prieteni dragi. Nu știu dacă vedeți acolo, este logo-ul de la fucking Yahoo. Este logo-ul Yahoo. Yahoo. Este logo-ul Google Plus. Nici nu mai există. Logo... Măi, sunt oameni aici. Sunt oameni aici în chat care nu știu ce e Google Plus. E logo-ul vechi de la... Toate logo-urile sunt de acum... Yep. E o grafică... E o grafică de acum... Cât? 8 ani. 10 ani. Babolu, social media. Like... Doamne, Dumnezeule mare, de unde e copiat asta? Măi, Chifoi, când furi ceva de undeva. Vei și tu, mă, nene, măcar să fie... Doamne, Dumnezeule mare. Cineva întreba în chat ce e Google Plus, da, mai lipsea, exact. mai lipsea logo-ul High Five și era full. High Five și Tumblr mai lipseau de aici. Toate astea, nu mi se pare corect să încadrez clipul în seria scursuri, dacă nu dau vreun ban, cum am făcut-o până acum, așa că nu va aparține de niciun playlist. De altfel, nici nu o să mă strofoc să aflu care e aportul real depus în realizarea cursului pe care l-am descărcat și cât o fi luat de prin cărți sau alte cursuri. Pur și simplu trecem peste toate astea, vreau să văd câte informații utile găsesc, cât de mult s-a implicat Cristi Decanul în realizarea acestuia și dacă după ce tragem linie pot să vi le recomand. Sau pot să vă zic că m-am înșelat puțin și că Chifoi nu e cum pare prin vlogurile lui în care vă trântește scheme peste scheme în față, vorbind ca să nu tacă. Cine știe? Haideți să vedem. Să fie clipul ăsta omologarea faptului că aveți ce învăța din acest curs sau nu. L-am ales pe cel despre social media, care are 63 de pagini, mai mult sau mai puțin, și pe care l-a făcut Parimise în pagini. Vedem și noi cum sunt scrise cu font 18 și două paragrafe pe pagină. Pandemie prin 2020. Începe cu o introducere, firesc, în care ne explică că social media reprezintă toate tehnologiile interactive. O poză în care avem logo-urile Foursquare, Google+, Vcontacte, Flickr. Doamne Dumnezeule, măi, ce schem. Măi, da, uite puțin, social media. Bă, da, îți dai seama, să mori, sunt puțin, adică, și că pentru unii dintre voi poate să pară o chestie gen petty, știi, că mă leg de faptul că, așa, Doamne, și ce, sunt niște logo-uri vechi și la ala, dar pentru mine care lucrez și am lucrat în industria asta 10 ani de zile, e gen, adică, e de departe cea mai mare glumă. Că gen te roade la ochi, tu nu poți, ca expert în chestia asta, tu nu poți să lași el acolo, că te roade, te distruge psihic să lași logo-ul Foursquare acolo, aplicația de check-in, da, cu 10 ani. Măi, era petty dacă făcea mai puțin bani ca el, da, în situația asta. Dar te rog eu frumos. Sabina vreau să face boală în toți ăștia, că din greșeală, practic, fără să mă chinui prea tare, fac mai mulți bani ca ei. Da, este social media reprezintă toate tehnologii interactive, intermediate, este de manualul... computer, inclusiv smartphone. E manualul de TIC, e manualul de... Mă învață să folosesc faxul și e-mail-ul. E manualul de TIC. Mă învață să trimit faxul. Da, unde e logo-ul AOL? Exact. Eu am văzut pastile cu toate logo-urile astea. ratați în pula. Intermediate de un computer, inclusiv smartphone, care facilitează crearea sau distribuția de informații. Doamne, doamne, te rog frumos, Lospa, dă copy-paste la chestia asta în Google, că vreau să văd din ce manual e. Aia cu inclusiv smartphone, ăla e aportul lui Chifoi la tot ăsta, pentru că nu existau smartphone-ul de când e fraza asta făcută. Idei și alte forme de exprimare prin intermediul comunităților și rețelelor online. Asta înseamnă platforme ca Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etc. Și mai ne zice că social media este cea mai simplă piață de advertising, unde oricine își poate crește brandul personal sau de business cu costuri minime. Iar în următoarea pagină, a doua de text, practic ne vorbește despre targetare și ne aduce la cunoștință un studiu din care reiese că românii petrec online în medie 5 ore jumate pe zi, în timp ce 21 dintre ei stau online cel puțin 8 ore zilnic. Dacă dăm click, vedem că este un studiu din 2014, în cursul lui din 2020. Mi se pare inacceptabil să vin 2020 cu un curs în care să ne vorbești despre social media, că uite cât petrec românii în online. Genul ăsta de studii se fac odată la un sec de ani și se fac și oficiale de către stat, adică ai acces la datele astea la zi, la secundă, practic. Pe Instagram, YouTube și TikTok, la care să agăți un studiu din 2014. Un studiu în care internetul era cu totul altceva, iar TikTok, de exemplu, nu exista. Cum să vin 2020 cu un curs care conține informații atât de învechite? Dacă nu ți-ai mai luat informațiile de pe primul rezultat din căutările de pe Google, de pe descoperă.ro, când faci cursuri și ai stat 10 secunde să cauți în detaliu pentru anul la care... Dar faptul... Nu, scuze. Faptul că nu știe să pună hyperlink, prieteni dragi. El a pus link-ul în paranteză. El nu știe să folosească hyperlink, nu știu dacă înțelegeți. El scrie cărți, el face cursuri, el nu știe să folosească hyperlink. De pe descoperă.ro, când faci cursuri și ai stat 10 secunde să cauți în detaliu pentru anul la care te raportezi, în cazul tău bănuiesc 2020 sau 2019, ai vedea că sunt studii pe fiecare an pentru România. Uite, unul din 2019 în care aflăm că media a crescut la peste 7 ore. Hai mă, Cristian, dacă din a doua pagină vii cu studii atât de îndepărtate de realitatea anilor 2020, îmi lași impresia că l-ai făcut așa, pe repede înainte, să fie. Apoi, în pagina următoare, ne vorbește impresia că l-ai făcut așa, pe repede înainte, să fie. Apoi, în pagina următoare... Auziți? Ziceți drept, acu' e dizertația asta de... Uiii! Măi, dar nici... Măi, e logo-ul de la publicația de la care a luat această... Yep. Măi, vă rog frumos, a luat această... A luat această poză de undeva, e logo-ul Take 5 Media. Comic Sans, Marketing vs. Branding. Doamne Dumnezeule mare, ce bătaie de joc. Da, mă, dar e gratis. De-aia zic, men, că trebuie să... De-aia zic, men, că pe lângă faptul că... Adică și-ar... Că nu e asta, zic întotdeauna, că nu e vina omului care se lasă schemuit, că știi, omul poate să vină din disperare, din lipsă de educație, adică asta în modul în care poți să ții țeapă, cu toții ne-am luat o țeapă, de-aia de ne-a fost rușine cu noi la viața noastră și dacă zici că nu e adevărat, minți de îngheață apele, bă, o țeapă ții, dar de asta zic, men, că sunt ultimii oameni în pula mea, de asta zic că sunt ultimii oameni. Fix ce face Lospa acum dovedește că sunt efectiv ultimii oameni care they don't give a fuck about să te învețe, să te ajute, să te provoacă, doar să-ți arunce niște cuvinte de astea din care să nu înțelegi nimica, ca să le dai lor bani să explice mai bine. Asta e e-book-ul care a dus plus valoare urmăritorilor lui de care vorbea el. Plus valoarea! Iată plus valoarea! 20. Îmi lași impresia că l-ai făcut așa, pe repede înainte, să fie. Apoi, în pagina următoare, ne vorbește despre marketing și branding și că marketingul este acțiunea, iar brandingul este rezultatul. Cele două trebuie să coexiste în business dacă se dorește creșterea acestuia. Dacă ai nevoie de ajutor, ne poți scrie pe Instagram, emotion.mediauro. Mi se pare dezolant să scrii asta într-un curs. Și mai dezolant mi se pare că pagina asta e o pagină inactivă încă de pe atunci, de mai bine de 2 ani, cu 260 de urmăritori și 616 persoane urmărite. Deci nu... Uite, Papăl Waffle-ul! Stați că nu cred că vedeți. Uite, Papăl Waffle-ul! Da, bro. Zi viața mea. Arată ca o pagină de business local din Călăraș. Agenția de SEO din Călăraș. Înghețată aia verde. Aia înghețată cu aromă de pasă de dinți. Ce e aia? Nu cred că poate oferi ajutor cuiva, mai ales ei. E chiar ridicol. Mai dăm o pagină și ni se zice că nu au folosit alt mediu de advertising în afară de social media și că ne prezintă cum poți face pe cont propriu ce au făcut ei, să crească două branduri care vor fi extinse la nivel național, iar apoi internațional. Hai să vedem cum. Băi, am văzut că unii din comentariile lui și de aici din chat și noi știm cum. Noi îl așteptăm pe el să zică că nu vrem să... Sau mă rog, oamenii care au fost păgubiți să zică cum și-a deschis el aceste business-uri. Noi nu vrem să zicem că nu vrem să ne implicăm în procesul ceva să vină pentru Chifoi, dar să ne zică el cum a reușit să deschidă aceste business-uri. Noi nu putem să zicem, dar știe multă lume deja, adică vedem la el în comentarii și pe aici prin chat că deja știe multă lume. Să ne zică el, poate face un video, uite Cristian, uite o idee de video. Cum mi-am deschis cafenelele și de ce m-am mutat la București? Uite o idee de video, Cristian. De ce m-am mutat la București și am vândut cafenelele sau ce zicea el că a vândut? Chiar mi se pare că știe multă lume, gen nu știu, cam câtă e populație în Techirghiol, cam atât de multă lume, mi se pare că știe. Nu, populația în Techirghiol, da, cam, dacă ai să calculez, da, clar știe așa, gen populația în Techirghiol, da. Și mi se pare la fel. Da. Bă, da, mișto penthouse-ul. Da, da, tare penthouse-ul, sfertul de penthouse. Instagram, Take 5 Coffees, Instagram, Bubble Waffles. Well, s-a aruncat puțin. Cafeneaua Take 5 Coffees nu că s-a extins național, iar apoi internațional, cum susținea Cristian, ci mai degrabă s-a extins în faliment. Pare să că nici pe el nu l-a ajutat aici propriul său curs de social media. Bine, asta până și-a dat seama că e loc pe nișa de cripto și NFT și a devenit decan al universității virtuale proprii. Norocul lui a fost că măcar Bubble Waffles a rămas în picioare. Apoi continuă cu sfaturi universal știute, precum, în primul rând, pozele, respectiv contentul, trebuie să fie de o calitate înaltă și poți ghici și de ce. Nu numai că trage de la contul trebuie să fie de calitate înaltă. Dă un pic înainte să vezi cum arătau pozele de la cafene. Da. Astea, ok, don't care. Nu știu dacă voi observați. Conte de calitate înaltă. Aceasta este o cană de cafea pusă, luată cu lasou de undeva și pusă aici la o dimensiune Nu cred că e. Nu e reală. Aia nu e o poză de 100 în mie. Nu, că e prea bună perspectiva. Nu, cred că e tu vezi dimensiunea la această cană și dimensiunea acestor mini croasante? Da, nu știu, nu-mi dau seama de aici. Mă rog, de croasantele aia cu mac. S-a rămas în picioare. Acum e posibilitate ca persoanele să interacționeze mai mult cu postarea. Share, like, comment. Da, deci nimic notabil aici. Pe la pagina 10 înșiră programele cu care să-ți editezi pozele. Nu, scuze pentru oamenii care vor să vadă asta. Lospa, încerc să ziceți-vă și uitați-vă, da. Dar aplicații de folosit pentru editarea contentului: Snapseed, VSCO, Lightroom, PixArt pentru editarea culorilor și a contrastului în poză, PixArt, InstaSize, Canva, Fotocolaj. Mai bună optimizare pentru pozele de Insta, ok. Ok, bine, nu era atât de interesant, mă scuzați. Ușor de folosit, lejer și merită toți banii, mai ales dacă postezi despre social media, mai ales ca brand. Și la pachet de 12 € cu tot cu Photoshop, spațiu de stocare și alte aplicații incluse. Deci folosiți Lightroom, învățați în câteva ore cum să vă jucați cu el, creați niște preseturi urmărind tutoriale și o să observați că pozele vor da un... cum zic tinerii în ziua de azi, un alt vibe, și că tot vorbeam de vibe-uri, ia uite în pagina următoare. Și Cristian îi zice despre el că pozele trebuie să comprime atmosfera din locație, să fie prezenți oamenii în poze, că oamenii atrag alți oameni. Sau faliment, că degeaba a pus pe Instagram poze cu oameni la locația Take 5 Coffees, nu prea s-a îngrămădit lumea într-un final. După mai dă un exemplu cu spălătorile auto, că la fel poți face poze și filmulețe, în special când îți speli mașina. În momentul acțiunii merge chiar și un live. Transparență se numește și ajută urmăritorul să prindă încredere în brandul tău. Acum vă întreb, câți dintre voi urmăriți vă spălătorii auto pe Instagram? Sau pe Facebook măcar? E o întrebare retorică, știm cu toții răspunsul. Câți dintre voi am mers prin vreo spălătorie auto? Cu siguranță mulți. Câți mergeți la băgat fisa? probabil mai mulți decât pe metoda tradițională. Câți dintre angajații de la spălătorie care spală mașinile parcă își iubesc jobul, încât să mai trântească și un live cât timp bagă aspiratorul în portbagajul Dacia Logan, să facă asta și cum trebuie, să dea bine pe cameră și să nu încurce procesul mai mult. Exact, știm cu toții răspunsul. Știți când sunt persoane de social media la cafenele, la tot felul de localuri și sunt pe acolo făcând content, stai pe cineva la o spălătorie auto, mai dă o dată cola de apă și acum facem tranziția. Nu, asta e oribil, asta e oribil. Adică faci, mi se pare că merge genul ăsta de content făcut cu cineva care doar stă și observă, nu stă să întrerupă procesul muncii sau în afara programului. Plătești actori sau plătești oamenii extra să vină să filmezi la ala. Nu sunt de acord cu o singură chestie. Ești cu Lospa, e foarte punctuală, doesn't even matter, care are dreptate în mare parte, dar adică orice business poate să... Stai, că știu, tu te-ai uitat la content, la contul unei spălătorii, te-ai uitat și la video, știu, pentru că e genul de content care te spală pe creier. Exact, dacă e genul, adică poate fi genul ăla de ASMR content, mă rog, ASMR, whatever. Da. Deci content de la relaxant în care te uiți cum, nu știu, eu n-am nicio treabă cu mașinile, n-am problema, dar nu știu, eu mă observ pe lângă milioane de alți oameni pe TikTok, de exemplu, pentru că pe TikTok e mai degrabă chestia asta, mă uit la revizii auto făcute de niște, nu știu, chinezi sau până, nu știu exact, într-un service din Asia. Nici nu știu dacă sunt făcute bine. Da, fac revizii auto și îți arată cum le schimbă lor uleiul și cum le dă cu polish pe, pe faruri și plan. Adică cred că orice business poate să profite de social media în sensul ăsta, dar da, este o chestie extrem de nișată și nu, în niciun caz ceva ce ar trebui să conțină, ceva ce ar trebui să intre într-un curs de ăsta gen, ei, ai o spălătorie, dar dacă ai gen o, nu știu, până, așa că sunt atâtea business-uri de astea care trebuie să stai chiar să spui mintea la contribuție, să găsești ceva interesant de pus pe social media. Sunt unele business-uri care chiar n-ai ce să pui pe social media, care e, până. Eu mă uit la unii care spală covoare pe TikTok, da, și mie mi-apare așa, mă uit. Business-ul de pompe funebre. Astăzi îl îmbăltămăm pe domnul Popescu. Uita, zici că e viu. Domnul Arșinel a ales casa noastră de pompe funebre. Înainte să plece dintre noi, domnul Arșinel a zis puneți în voi vață în nas. Mai puțin Chifoi, care consideră că ce zice ASMR contabilitate, da. Exact, știm cu toții răspunsul. Mai puțin Chifoi, care consideră că ce zice el e un sfat notabil. De parcă stă lumea să caute spălătorie auto pe Instagram, nu pe cea mai convenabilă în privința banilor, a timpului sau împrejurimilor. Apoi continuă cu aceleași treburi evidente, atot știute, că pe Instagram predomină publicul tânăr, iar pe Facebook părinții acelui public tânăr. Că trebuie să postezi destul de des, că ba chiar și să filmezi videoclipuri prin local și să te inspirezi de la alții din nișă. Cam cum face Chifoi cu clipurile lui, cu cliptospiciuri. Și o tot ține așa de ajungem la pagina 25, unde ne ia cu arhetipuri. Ce-mi place asta cu arhetipul de brand, doesn't mean anything în pula mea. Există 12 arhetipuri de brand, iar pe business-ul tău îl va reprezenta unul singur, în proporție mare, și un al doilea în proporție mai mică, în funcție de omul, oamenii care conduc acest business. De exemplu, noi la Take 5 Coffee avem ca arhetip principal magicianul. Da, nu e de mirare, având în vedere că a dispărut după ne-aia cu putere. Mi-a făcut clipul doar ca să-ți râdă bine. Da, efectiv, Lospa pare că s-a gândit la gluma asta. A gândit singur în casă și a zis, fuck it, o să fac un clip întreg care să acompanieze această glumă. Puterea machiajului cu gene de seară pe pagina Take 5 Coffees. Giveaway 3 make-up-uri de la Andreea Carapcea. Ok. Asta nu-i fata care face și cursul cu visele? Nu cred că e. Ea sucere ridicolă. Da, înțeleg ideea pe care s-a bazat, că femeile beau cafea. Deci hai să facem giveaway cu machiaj. Ok, înțeleg logica, dar pe același principiu ai putea să faci giveaway la hârtie igienică pe pagina unui restaurant, că toți ne căcăm după ce mâncăm. E și aici o logică, nu? Doar că nu... Cafeluță și apoi căcuță, corect. Genul de giveaway la care Lengel ar fi perfect. Perfect. Nu e potrivire de nișă, zic eu. Numai bine dacă cafeaua era atât de bună, făceai giveaway cu câștig o săptămână de cafea gratis de la noi. Mergem la pagina 32, iar e comic fără să vrea Cristian. Când se postezi pe social media, păi între 9 și 11, între 14 și 16 sau între 18 și 20. Nici măcar nu s-a strofocat să explice, așa că vă zic eu, niște aspecte pe care foarte mulți dintre noi le știm, dacă nu cu toții. Mi se pare de bun simț să postez dimineața poze cu cafeaua, de exemplu, încă de la 7, când lumea din jurul cafenelei tale e mai predispusă să bea cafea, mai ales dacă ea apar cumva în feed. Mi se pare normal să postezi poze cu mâncarea de la restaurant pe la 11-12, ori pe la 15-16-17, atunci când lumea e mai predispusă să-ți calce pragul și să mănânce, că le-ai mai făcut cumva și poftă cu ciorba de perișoare care le-a apărut intruziv în feed-ul de poze de pe Instagram, în search și tot au văzut că ai localul pe lângă. În schimb, măcar a argumentat de ce unele treburi merg mai bine pe weekend, deși e destul de logic, precum cafenelele. Și cum să te agăzi de diverse evenimente pentru a-ți crește afacerea, cum exemplu postarea asta de pe pagina răposatului Take 5 Coffees. În perioada alegerilor, dacă le arătai că ai votat, la primul produs cumpărat îl primeai pe al doilea gratis. Oferta valabilă doar în ziua respectivă. Acest aspect nu mi se pare neapărat un common sense. Nu îi vezi pe toți să se îngrămădească cu astfel de oferte. Deci, da, bravo, a zis ceva care mi se pare foarte ok și util după 34 de pagini. Și acum pregătiți-vă de cringe, dacă ați urmărit măcar două clipuri de ale lui. Nu, să-mi bag, doamne, vă rog frumos, nu dați DM-uri. Vă rog eu dacă... I hate this doamne, so fucking much. Fuck. Încetați cu DM-urile, vă rog eu frumos. DM-ul de la brandul Hei, salut! Vrei să bei o cafeluță la noi pe gratis? Postează 4 story-uri, du-te în pizdele mătii. Lui Cristian și credeți că glumele sale cu Techer Girl sunt cringe? Capitolul ăsta este și mai cringe. După cum foarte bine știți, business-urilor nu le pasă de voi. Interesul lor e profitul, nu interesează pe ea de la mega imagine dacă e supărat, trist sau nefericit sau poate fericit, că ai trecut printr-o pasă proastă sau nu. Și dacă urăsc ceva pe lumea asta, acel ceva este mimarea pe care, slavă Domnului, o văd și o aud doar. Oh my fucking god! Deci stai un pic, deci cafeneaua lui Chifoi dădea mesaje random la oameni care le zicea: Hello Adriana, noi cei de la Take 5 Coffee știm că această perioadă grea și agitată va trece și sperăm că și tu treci prin ea cât se poate de bine și de ușor. Crede dacă ai nevoie de informații, de mai ești pentru tine, hashtag stay safe. Ce informații? Pentru ce? Cu mine cred că se leagă de COVID, gen. E o cafenea care îți scrie salut, totul va fi bine. Ah, mulțumesc, dragă cafenea, voi cumpăra de acum încolo cafea numai de la tine. Salut, Faiăr! Noi cei de la Faiăr... Urăsc atât de tare exprimarea asta. Noi cei de la... Sună ca o de-aia din anii 2000. Noi cei de la Conex credem că internetul trebuie să ajungă la toți românii. Toate casele românilor. Hello, Adriana! Privește cerul! Doamne Dumnezeu! Doamne, dar... Nu vreau mesaje de la paginile brandurilor. Nu veniți la mine în DM-uri. Nu vreau. Ca să nu zic, e aproape evident că genul ăsta de mesaje sunt date cu boți și mai sunt influenceri care au boți în această țară, gen Ana Morodan, nu mai știu cine, blogul O Travă. O să vă închidă contul de Instagram când o să vă prindă, căci o să vă prindă la un moment dat și o să vă închidă contul de Insta, pentru că de mult nu mai sunt acceptate third parties conectate cu Instagram dumneavoastră. Dacă aveți vreo pagină de brand sau vă bese mintea să aveți vreo aplicație de aia care dă like-uri automat, dă mesaje automat, dă orice automat sau dă un follow automat, follow, whatever, dezinstalați-le, ștergeți-le de pe fața pământului, că dacă vă prinde, vă șterge contul. Veliți ca rasul, mai ales dacă aveți vreun business sau ceva. Asta... Acel ceva este mimarea pe care, slavă Domnului, o văd și o aud doar în exteriorul locuinței mele. Și de ceva timp tot... Atenție, mă refer la ea de pe Instagram, nu la ea de pe, Facebook, gen care sunt boți oficial, cum ar veni. Mă refer la ea de pe Instagram, care dau like automat, follow. Ha mă, nu vă... Ce să mor eu, cred că toată România a primit follow și am follow de la Morodan. Efectiv. Și like-uri la story-uri de la Morodan, să mor eu. Nu cred că e un om în România care n-a primit follow and follow de la Ana Morodan, să mor eu. She's microdosing it. Efectiv, eu am primit follow and follow de la Morodan de 10 ori din 2017 până azi. Tot văd pe la branduri. E ridicol și mă simt luat de prost când vine câte un business pe principiul ăsta mimat de Chifoi și echipa, cu mesaje de genul Hello, input name here. Noi cei de la nume brand vrem să știi că îți suntem alături în perioada asta grea. Scrie-ne dacă ai nevoie de informații, suntem aici pentru tine. Ia și pumnul ăsta de emoji-uri, poate te simți mai bine. O pasteluță de soma, doriți? Despre ce informații vorba? Ce informații să-mi ofere o nenorocită de cafenea? Ce sprijin, Chifoi? Zi-mi direct că vrei să-ți mai cumpăr cafeaua aia nenorocită, lasă-mă cu rahaturi dintre asta pentru pămpălăi. Cât de bleg să fii să nu ți se facă scârbă în secunda 2 când vine vreun brand cu mesaje dintre astea. Cât? Da, adică tu ca om care ești în spatele... Îți primesc, hei, dacă putem să te ajutăm cu ceva, scrie-ne. Bă, împrumut și mie 500 de lei. Dă și mie pe Revolut. Dă bă și mie pe Revolut 500 de lei. Aveți dreptate, Bubble Waffles. Chiar... Oh my god, și-a dat același mesaj de pe contul Bubble Waffles. Păi mai doar n-a făcut două. Man. Dar de ce îi pune asta în curs? Adică, we get it că ești nesimțit, dar de ce îi pune un curs? Măi, a dat exact același mesaj de pe contul Bubble Waffles. Super. Doamne Dumnezeule mare. Dă bă și mie ce... Da, Bubble Waffles, mulțumesc că mi-ai scris, ai dreptate. Chiar este o perioadă grea. Și eu sper că se va încheia cât de repede și cât de ușor. De asta am nevoie de 500 de lei până mâine. Deci mie. Unui brand știi simțurile elementare. Văzul, auzul, mirosul, gustul și pipăitul. Dar dacă scrii mesaje dintre astea, pare că nu știi despre existența unuia la fel de important. Cel al ridicolului. Mai ales când pui vot pe story paginii de cafea cu oare cine este primar. Bubble Waffle vă întreabă astăzi. Cine credeți că va ieși primar? Dragi constanțeni, ați mai dori ca domnul Radu Mazăre să mai fie primarul dumneavoastră? Bubble Waffle vă întreabă astăzi. Merită Ungurii autonomia Tinotului Secuiesc? Măi, și-a făcut self-report în acest e-book este doar un self-report și măi, ți-a dat cu cum îi zice, cu paragrafe motive să faci mișto de el, ți-a dat cu punct și virgulă motive să faci mișto de el, incredibil. Pe gratis. Vă întreabă astăzi, meritau soții Ceaușescu un proces cinstit sau nu? Frică de ce o să mai zici. Scotă ăsta de aici. Cine crezi că va ieși primar? Ah, ce bun. Dar nu, stai că vreau să citesc. De exemplu, să zicem că urmează alegeri. Bubble Waffle vă întreabă, ar trebui domnul Arșinel să plece dintre noi cu tot cu rinichii dați de noi sau nu? Să-l dea înapoi, domnule. Să dea rinichiul înapoi. Deci, atenție, de exemplu, să zicem că urmează alegeri electorale. Poți face un poll pe Insta Story în care să întrebi oamenii despre cine cred ei că va ieși primar. E un exemplu simplu, însă cred că însă vrei ca oamenii să interacționeze cu tine oricare ar fi motivul. Repet, nu încerca să le vinzi. Nu, atenție, nu încerca să le vinzi. Bubble Waffles vă întreabă. Credeți că doctorul Mengele este acum în America de Sud? Ok, gata, mă opresc. Crezut. Mă, Cristian, vreau să văd poze cu cafeaua dacă ți-am dat follow. Și mai ales mi se pare așa invaziv și neprofesional să te duci să le dai like-uri clienților, să le lași comentarii și să le mai și lași mesaje pe deasupra. Foarte frumos, băi, Bubble Waffles, îi lasă și bușul. Bă, să te duci să le dai... Ce-ți bușul? Nu știu cum să dau. Ok. Preț de doliu, i-ați clătit a Chocococo la doar 20 de ron, folosind codul Arșinel83 la checkout. Preț de doliu! Chifoi de mesaje de pe Bubble Waffles de Paște. Bubble Waffles vrea să-ți trimite un mesaj Iepurașul nu mai vine, că nu prea se simte bine. A aflat din Parlament că e criză la buget. Așa că a cumpărat chiar acum cursul meu, Notorious University, din care poți și tu acum să ieși din criză. Mâine, la prima oră, ieși acum din criză. Recesiunea te va mânca altfel. Doamne, da, măi. Like-ul clienților să le... Măi, i-a dat comentariul lui una, lui Ioana Căsendelic. I-a dat comentariu Bubble Waffles și a zis foarte frumos peisaj, o să ai o vacanță excelentă. Nu. Mulțumesc, Bubble Waffle. Valin, de exemplu, să zicem că urmează să dai în faliment. Poți face un poll pe Insta Story în care să întrebi oamenii dacă iese biletul PSG Barcelona. Să lași comentarii și să le mai și lași mesaje pe deasupra cum îndrumă oamenii Chifoi în cursul ăsta. Doar imaginează-ți așa ipotetic că urmărești pagina Profi, că postează reducerile săptămânale pe ea. Mergi într-o seară la Profi, că ai văzut că sunt oferte bune, la ananas, iar seara ajungi acasă și începi să primești spam de like-uri de la Profi și un comentariu că ce bine stă în cămașa aia mov, ce mai face bunica ta, e bine? Deci suntem alături de tine. Da. Ferească Dumnezeu, creștească vulpile, se miros și se respectă între ele. Ăsta e Algigel care și-a cumpărat Moet și îl bea într-o cană de cafea de la bunică în timp ce trage dintr-un trabuc, încercând să... Oh my god, new Chifoi dropped? Who is this guy? Cum să-ți permiți un Moet pe zi? Un Moet nu e gen 100 de lei la supermarket? E gen 120 de lei un Moet la supermarket? Cănuța aia... Măi, cănuța aia de la împărțeală, e cănuța de-a primit-o la împărțeală. Da, a zis bă, proste la ea. Nu-l știi? Nu, nu-l știu. A primit aia cu colivă în ea. Cu aia de la Hockland. Cu aia de Hockland. Nu știu. Nu, de unde vreau să-l știu? Mi l-a spus pe Discord? Nu, de unde să-l știu? Ce păziți? Vă credeți că eu îmi fac propriu research? E de mulți ani. Și... Îl bea într-o cană de cafea de la bunică în timp ce trage dintr-un trabuc, încercând să-ți arate ce tare e el și că te învață și ea să faci bani. Clic pe primul link din descriere. Bă, doamne, ce bun e trabucul ăsta. Că nu-l știi, are 1500 de view-uri în pula mea. Nu-l știi? Ești prost? Nu-l știi? De ce păzești? Nu-i da stop. N-am auzit. Okay, mamă, ce tare, okay. Frate, since no one ever. Ridicol, ridicol de trist. Și cam ăsta e cursul, cu încă un lucru destul de util zis spre final de către Cristi, cel despre setarea buților pe paginile de social media. În rest, din punctul meu de vedere, și-a încălzit statura de pomană cu chestii evidente. Bine că n-a costat, că ar fi fost trist. Nu ai nevoie de el. Nu merită timpul pierdut pentru a scoate două idei cât de cât ok. După ce am trecut prin paginile astea, ideea mea este aceeași. Chifoi vorbește mult ca într-un final să nu spună prea multe. Aș îndrăzni să zică de multe ori nimic. Și după ce văd că a promovat prin curs, mi-a întărit și mai tare percepția pe care mi-o formasem despre el, deși v-am zis, de la început mi-am pus sanitatea îndoielii la îndoială. Deci o părere destul de notorie, aș zice. Doamne, dar, mă ierte Dumnezeu. Vă las link-ul lui Lospa dacă vreți să vă duceți la video original să... Ah, fuck. Vezi că nu știu să dai link-ul la tine în chat. Vezi că nu știu să dau link-ul la mine în chat. Duceți, vă dați și voi un like. Dați un comentariu, dați un poftă bună, faceți ce vreți. Nu uitați să dați like, share, subscribe acestui video. Dacă ai o părere, spune-o chiar acum în comentarii. Vrei sau nu să-și dea Cristian Chifoi tricoul jos? Doamne, amazing. Băi, Mihnea, ești acel Mihnea de mi-ai zis Albrecht să-mi bag pula. Zi-mi acum dacă ești acel Mihnea. Hai și la chinezărie, ce-a pus la chinezărie? I-a lăsat comentariul Chifoi lui Lospa? Mă interesează. în această... Drumul taberei 205, oh my god. Și da, am fost în Samartan. Wow, amazing. Nu știu dacă și da, am povestit povestea cu Tico Albrecht acum, nu știu, 2 luni pe stream. Efectiv am povestit povestea cu Tico Albrecht și cum mi-ai dat bully 2 ani. Că încă mă strige Albrecht. Acum să știi care altul cu alt nume. Așa, deci Chifoi zice lui Lospa asta. E, glumesc, bully, vorba vine. Foarte bine punctată informația din video. Mereu încerc să aduc măcar puțină valoare în orice piesă de... Păcoaie! Mihnea, nu, astă seară, mâine dimineață plecăm. Pare rău. Doamne, drumul taberei 205. Te pup. Așa, deci mereu încerc să aduc măcar puțină valoare în orice piesă de conținut care poate să ajute măcar o persoană. Iar dacă într-un document gratuit pe care l-ai citit în 30 de minute ai găsit 2 informații utile, eu sunt mulțumit. Îți mulțumesc pentru recenzia sinceră și țină tot așa. Săracu. Știi ce? I-am mai zis. Bă, big up Chifoi că e relaxat măcar cu toată cateringa asta pe seama lui. Adică față de alții, bă, Chifoi chiar e relaxat. Sincer acum. Eu cred că Chifoi știe în sufletul lui că avem dreptate, dar cumva trebuie să joace jocul. Dar măcar știi, adică nu e de la de zice, minți, da, cum a zis Robert Meteca că de ce tu mă critici pe mine, dar tu ești gay? Ceva. Păi, it makes sense. Lucrat de stomacul, nu mai are energie să facă ceva, da, pe ce să faci? Tare. Am luat și-o finally bloc de la Buhnici. De fapt am zis că am luat bloc de la Buhnici. Nu mai poți, domne, să faci nimic în țara asta. Ok, dar ce faceți de Revelion? Mergem sus la Chifoi pe aerodrom acolo. Facem chetă să strângem banii, să dea Chifoi bani înapoi. Mai facem Bravo Stil, nu? Nu? Mai ai energie? Eu nu mai am energie în asta. Atunci nu. Bine ați venit, rău ați nimerit. Credeam că o să terminăm, adică știam că nu o să zică nimica, dar am stat și m-am enervat ca prostul la Chifoi. Păi și de unde afli ce specul are noul Honor 40? Hai, mai sunt puțin de vorbă cu oamenii. Bă, Bușu, vrei să iei tu Chifoiul ăsta? Să-l punem pe YouTube? Să nu mor niciodată de foame. Vorba lui George Bun și să mai trag și cu harponul. Harponul. Bine, ia-l și el cu... nu știu, de fapt, îmi zici dacă merge cu tot cu asta lui... De fapt, nu, ia-l cu tot cu asta lui Lospa. Na, cât mai tăiat. Dacă n-am făcut nimic, m-am jucat WoW. Angajatul meu. Salariatul meu care se joacă WoW. Da, foarte bine, tat. Tu oferi zile de concediu într-un regim competitiv. Da. Și adunate la final de an. Le faci și cum se numește. Da. Dar ce a scos chinezăghie? Da, de fapt, las, caut eu. Dar, also, de ce te joci WoW? Iar nu mai... Ce trebuie tu cu timpul lui? Dating-ul naște monștri. Cred că e un topic care ți-ar plăcea ție, Sabina. Trebuie să ne uităm? Hai. Pentru ce nu știe, pe chinezărie este de departe... Oh my god, a făcut 8K, let's go. Este de departe cel mai pe val... Este de departe cel mai pe val... creator de conținut de Nu știu în ce categorie să-l bag la noi, nici nu există nișa asta, o creează el acum din zona asta de eseuri video și... asta e că nu doar eseuri video, nu știu... Genul de păreri, cum am și eu, că e clar că împărtășim foarte multe, dar cumva foarte gândite, foarte argumentate, foarte compactate, foarte bine ilustrate și cu foarte mult umor, I guess, într-un video de 8 minute. Which is amazing. Deci dacă nu-l știți, vă încurajez cu mare drag să vă ce să-i dați subscribe. Aie, ne vedeți pe noi. Faiăr, nu mai spama! Faiăr, nu mai spama! Nu mai spam! Dați subscribe! Dacă vreți să nu mai spamez. Hai să vedem. Red pillars have a really gross way of talking about dating in terms of sexual market value, but like, dating kind of is a marketplace, or at least you can analyze it like one. Pe tot parcursul vieții, ni se prezintă tot. By the way, video-ul ăla de la ContraPoints, absolut super. Super, ca toate marketplace, or at least you can analyze it like one. Pe tot parcursul vieții, ni se prezintă tot felul de lucruri pe care suntem rugați să le luăm ca atare. De exemplu, că dacă ai o facultate și muncești mult, o să poți să cumperi un Logan Stepway cu bani în jos, într-un timp rezonabil. Că adevărul e mereu undeva la mijloc, că Dark Souls e un joc super ușor și doar nu-l joci tu suficient de bine. Sau că Star Trek e SF-ul cel mai bun. De Star Trek nu te iei. Dar una din țepele cele mai mari e legată de relații și de ce ar trebui să fie și să facă bărbații și femeile în cadrul lor. Relațiile sunt constructul social de care te lovești cel mai devreme, mai exact înainte să te naști. Cei mai mulți dintre noi suntem, sper, produsul dragostei dintre doi oameni care pot să fie, dar nu neapărat, un bărbat și o femeie. Inițial, oamenii ăștia sunt tot universul nostru. Ne dau să mâncăm, se asigură că nu băgăm degetele în priză și că avem un început bun în efortul de 75 de ani care urmează și în care am fost implicați fără voia noastră. Când mai creștem puțin și lovim un alt copil cu un excavator de jucărie, observăm că și el la rândul lui are un cuplu care are grijă de el și acum cuplul lui țipă la cuplul tău despre educație și despre cum țara asta n-are nicio șansă dacă nu ne învățăm copiii să fie civilizați. Când părinții tăi trebuie să revină la capitalism, te lasă cu părinții lor, care la rândul lor te lasă la des. Civilizați. Când părinții tăi trebuie să revină la capitalism, te lasă cu ce de nu știam asta, what the fuck? Părinții lor, care la rândul lor te lasă la desene, ca ei să se poată uita liniștiți la culisele statului paralel cu Anca Alexandrescu. La desene te întâlnești cu primul tău model aspirațional, bărbatul bogat cu pectorali imenși, care e misterios și poartă o mască și părăsește în fiecare noapte conacul lui ca să rupă picioarele oamenilor cu probleme psihice. Tot acolo vedem cum Fred... Efectiv, ce problematic e Batman să-mi bat pula. Flintstone întreține un copil și o femeie în afara ligii lui cu un job în construcții. Cum Starfire reușește, prin insistență, să-l convingă pe Robin să nu mai fie indisponibil emoțional, cum Brock se dă fără nicio jenă la toate asistentele și polițistele pe care le întâlnește și cum cheia către succes, glorie și dreptate e să dai bine cu șutul. Când întâlnește și cum cheia către succes, glorie și dreptate. A, cum să fie ăsta dărâmat, dar e dreptate? Da. Ok. Wow, dar ce nișat. Da. Această măgăoaie de clădire infectă este făcută în centrul Bucureștiului, într-o zonă în care nu există clădiri atât de înalte. Logic, n-ai voie să construiești clădiri atât de înalte. A fost construită cu japca cu 10 ani. Da, cred că și mai mult. Da. Și abia acum s-a obținut avizul ca să o demoleze. O să mai dureze încă 5 ani până o să o demoleze. Ce zici? Că mi se par bune genul ăsta de video că te face... să te uiți de 7 ori la ele. Da. La toate asistentele și polițistele pe care le întâlnește și cum cheia către succes, glorie și dreptate e să dai bine cu șutul. Când începem să ne uităm la filme, vedem cam același șablon. Bărbați care salvează femei de la ananghie cu ajutorul violenței. Fantezia masculină primordială o vezi evident la Van Damme și la Stallone, dar și în Star Wars, în Avengers, James Bond și chiar și prin filmele romantice care teoretic sunt pentru femei. Nu la foarte mult timp după, începe să apară presiunea să-ți găsești și tu o duduie. Colegii tăi care dau mai bine cu șutul decât tine și poartă Jordan 1 High, nu mid ca toate sărăciile, încep să râdă de singurătatea ta. Familia ta începe să te întrebe când îți faci și tu o prietenă și vreo rubedenie poate chiar să spună orientarea sexuală sub semnul întrebării. Începi să te refugiezi în muzică și să asculți o piesă de la masculul primordial, chilafonic, dar și el la rândul lui vorbește despre experiențele lui cu de aici încolo tot e cu sex. Muzica de la radio e despre sex, muzica din underground e despre sex, serialele de pe HBO sunt cu sex, știrile moderne sunt despre cine a mai făcut sex cu cine, Instagram îți bagă sex pe feed, animeurile sunt și lista continuă surprinzător de mult. O să încep să remarci și cum bagabonții adevărați, ca și Imperiul Britanic, au un palmares impresionant de Da, asta îmi place așa mult. O să încep să remarci și cum bagabonții adevărați, ca și Imperiul Britanic, au un palmares impresionant de cuceriri. Dar în același timp, la fete treaba stă invers. Și valoarea lor ca femei e cu atât mai mare, cu cât sunt mai selective cu bagabonții cu care se asociază. E posibil să trovești și de oameni care zic că toată treaba asta nu e așa de importantă și să nu pui presiune pe tine, dar fie par puțin prea tocilar pentru standardele tale, fie par că nu au ei înșiși problema asta, ci că le e ușor să vorbească. Și într-un moment fatidic, cu tot ce ai învățat despre cum sunt bărbații adevărați și cum să te raportezi la femei și la cât de existențial de important e să-ți uzi carbasanul, intri pe Tinder, unde ești refuzat de 100 de ori pe zi, în fiecare zi. Povestea asta nu se întâmplă chiar tuturor, dar cui se întâmplă are două opțiuni. Prima opțiune e să confrunte sistemul ăsta cu terapie, răbdare și compasiune față de sine. Opțiunea a doua, pe care merg din ce în ce mai mulți bărbați, e una mai întunecată. Încep să vezi în femei un inamic. Găsești pe net tot felul de băieți dubioși care te mut să te întinzi pe jos în piața publică și să ții mâinile pe o bere rece ca mai apoi să le pui în spatele urechilor unei femei ca ea să se relaxeze și tu să o săruți. Găsești un psiholog și profesor universitar care crede neironic că femeile se dau cu ruj ca să arate că sunt disponibile pentru babardeală. Îl găsești și pe acest băiat care e campion mondial la dat cu șutul și care spune despre femei toate lucrurile oribile pe care începi și tu acum să le crezi. Și cu cât te adâncești mai mult în propriul noroi și intri pe niște forumuri dubioase și la limita legalității, începe să nu-ți mai fie rușine să te numești ceea ce ai devenit oricum, un incel. Incelii sunt, în linii mari, bărbați care sunt convinși că din motive fizice, sociale sau de soartă, le e imposibil să facă sex sau să aibă o relație. Pot la prima vedere să pară niște oameni frustrați și inofensivi și probabil că mulți dintre ei chiar sunt, dar inselismul a devenit cea mai nouă motivație teroristă. Ura inselilor pentru femei e atât de puternică încât unii din ei devin criminali în serie. Nici măcar nu este o glumă. Din păcate, este 100% adevărat că oamenii care nici nu trebuie să se considere incel, dar care au credințele asociate cu zona asta de inceldom, sunt într-adevăr noul val de violențe care duc și la moarte, mai ales în Statele Unite, unde sunt atâtea cazuri, nu vreau să le mai reiau acum, mai vorbim despre ele, dar... mi se pare îngrijorător și mi se pare îngrijorător tocmai pentru că se întâmplă din ce în ce mai des și sunt total, adică sunt sigur că o să zic că cam același lucru more or less chinezării aici, că și platformele astea de dating tip Tinder și Bumble sunt efectiv un iad, man, adică ca bărbat care n-arată bine, nu e funny, nu e faimos, este un fucking iad. Mai ales dacă ești în cum îi zice, în state of mind-ul ăla, știi, că nimeni nu te vrea, că nimeni nu te dorește, că ești ultimul om, că alții, că aia, știi, că aia îmi place cel mai tare, că 1%, 20% din bărbați fut 80% din femei, noi n-avem nicio șansă. Da, problemele bărbaților sunt că nu sunt futuți de femei și problemele femeilor este că sunt violate, omorâte și hărțuite. Da, I love it! Da, superb să fii femeie, recomand. Da, înțeleg perfect, este... Niciodată n-ai cum să compari niciodată n-ai cum să compari, știi, această problemă, zici, a, păi da, și când zicești că asta îmi place și mai tare, că a, păi da, ce aveți voi nevoie de feminism? Că uite că și noi avem această problemă. Dar același timp e o problemă inițial care trebuie... discutată și abordată. Total de acord, mi se pare că comparația care se face nu de tine acum. Zic în general comparația asta, a, că uite ce problemă avem noi. Tot asta e o problemă, cum îi zice, dată, în primul rând, tot de patriarhat. Da, și tot de bărbați, da. Aceeași probleme. Da. Și cumva e o problemă intrinsecă. Nu e o problemă care vine cumva și te afectează în cum e la femei, de ești efectiv, it's your safety. A, la asta te referi, da. Da. E o chestie care te roadă pe tine pe interior, dar și te face, na, să ajungi în punctele astea, da. În condițiile în care, bă, știi, ies pe stradă și, Doamne ajută, fă-ți cruci cu 3 mâini, să sperăm că ajungem și înapoi. Da, de acord. Deși pe mine mă fascinează, mi se pare că videoul lui ContraPoints Incels pune extrem de bine toată problematica asta și modul în care cred și eu că ar trebui să ne raportăm la... la această problemă și la genul ăsta de bug. Adică, nu știu, și mie mi se pare că am fost destul de în zona aia, nu știu, poate în o perioadă a adolescenței sau whatever, știi, în care aveam niște gândiri toxice față de mine, dar nu neapărat, știi, care se întorceau într-un mod negativ pe femei. Adică I can see it. Că nu știu, și eu când mi-am pus Tinder la 18 ani sau ceva, eram, nu știam să-mi fac poze, aveam 2 selfie-uri urâte și la fel aveam 2 meciuri în 2 luni. Și eram, buci, pune-ne! Și da, asta și privirea asta, știi, care ajunge să fie privirea, modul în care sunt privite femeile ca această specie diferită, da, știi? Da, și efectiv dezumanizarea, dezumanizarea care te face să te simți atât de mică și neînsemnată și efectiv absolutamente oribil toată această experiență. Mi se pare interesant cumva că problema asta a inceldom-ului și whatever mi se pare mie personal, poate mănânc căcat că nu există, adică n-avem cum să probăm științific chestia asta, dar mi se pare că în România, fiind o țară săracă, că femeile cumva au fost mult mai independente din punctul ăsta de vedere financiar și nu știu cum să zic, și la nivelul ăsta social, știi, de când puneam, cel puțin în urban, știi, de că marea majoritatea mamelor noastre probabil lucrau sau lucrează, că nu știu, uite, toate fiicele cumva în România middle class sau lower class sunt educate pe sistemul de, știi, să nu, mă, toate, nu, ați înțeles, educate pe sistemul de, știi, niciodată să nu depinzi de cineva, du-te, învață, fă școala, nu sta, nu dormi pe ureche, știi, care, chestii care nu sunt, știi, foarte prezente, I guess, în nu știu cum să explic. Mi se pare că a apărut subiectul inceldomului real foarte recent la oameni, să zic, sub 20 de ani, care cumva au crescut cu generația de oameni de oameni care au crescut pe internet și au văzut și au luat toate valorile de pe internet, știi? Pe de-o parte ai oamenii care sunt feminiști și care sunt progresiști și care pula mea, pe de altă parte ai fanii Andrew Tate și pula mea, lucruri pe care nu l-aveai, știa, în generația ta cu 20 de ani, cum ar veni. Da, total de acord. Și efectiv e o problemă pe care și-o duc asupra lor oamenii singuri. Cum îi zice, bărbații care ajung să, știi, spiral into this kind of mentality, știi, și behavior, tocmai fix ce ai zis și tu, că ți-a venit internetul cu această cultură care e divizată foarte tare, there's no middle ground, știi, ești feministă nebună, du-te în pula mea. Bărbații au statistic, doamne, tată, ce ți-mi... O, bărbat, doamne, tată, ce se rog, e frumos. Da, nu știu dacă e reminiscența comunismului, tanche, egalitatea între sexe. E clar că nu e egalitate între sexe, sunt serioși. Adică și acum 15 ani, dacă te uitai, familia tradițională era ca femeia să stea acasă, să aibă grijă de copii, să facă mâncare. Adică hai să nu exagerăm. Mă refer mai degrabă la zona urbană și la faptul că, again, repet, marea majoritate a mamelor noastre, voastre și așa mai departe, pe lângă faptul că v-au crescut, aveau probabil și un job part-time, uneori o perioadă, dar de cele mai multe ori se întâmpla, știi? Tocmai din nevoie. Și tocmai că din nevoie cumva venea și un simț ăsta de independență. Mă rog, da, nu, adică nu voiam să fac o dezbatere, mi se părea doar... Mie personal, ca bărbat, mi se pare un subiect foarte important de discutat și de oferit empatie unde se poate. Adică nu știu, și eu, uite, eu mai primesc mesajele astea în request-uri, că bă, Faiăr, uite, am 18 ani și nu știu cum să fac sex sau nu știu cum să fac o gagică sau nu știu. Tu cum faci? Care este, spune-mi secretul lui Bahus. Totdeauna, adică e atât de, nu știu, îngrijorător cumva, știi, că... Dar același timp, nu știu, cred că, nu știu, dacă mă gândesc că la 18 ani poate aș fi dat și acest mesaj. Dacă, da. Da, nu știu, adică mi se pare așa. Că e, adică e o suferință reală, până aia. Pentru, nu știu, dacă e cineva care are gen 30 de ani pe aici sau nu știu, e de vârstă cu noi sau whatever, adică și de așa că poate să pară funny. E, căcat, nu poate să pută la 18 ani, o, nu. Adică, na, pentru omul e o dramă reală. Mai ales că devine din ce în ce, mai tare o dramă și un... o dramă și un self-fulfilling prophecy. Tocmai faptul ăsta, știi, că crezi că femeile te resping că ori de că pula mea, începi să urăști femeile, therefore nu te mai fute nimeni, therefore urăști și mai tare femeile, therefore... Că... Da, simplu concept asta, ce zici și tu. Am 18 ani, nu știu cum să fun, nu știu ce trebuie să... Nu trebuie să știi. Da, efectiv. Nu se întâmplă nimic, nu primești nimic în plus și această, cum îi zice... Toate aceste, știi, praguri pe care le ai în viață și ca femeie și ca bărbat. Ca bărbat trebuie să fuzi mult, să nu știu ce, când evoluăm atât de diferit ca persoane și nevoile noastre și felul în care vrem să exprimăm nevoile astea atât de diferite și vin în perioade diferite ale vieților noastre, când pentru cineva partea asta sexuală se poate dezvolta foarte devreme, când pentru altcineva se poate dezvolta mult mai târziu și să nu însemne absolut nimic să știi să fuzi la 18 ani, dar știi că ți-e băgată în cap această idee și doar te presează și mai tare în ceva ce nu o să mai privești oricum de acum încolo, probabil pentru mulți ani până te maturizezi emoțional complet, să înțelegi ce poate să însemne pentru tine viața intimă alături de un partener. Da, mi se pare că știi, și e și o chestie asta pe care... Eu de asta zic, că totul pleacă și se termină cu noi. Că femeile mi se pare că nu au avut niciodată o vină în tot căcatul ăsta. Știi că cumva tu la 18 ani, tu ca băiat la 18 ani, pula ta, ești în a 12-a, în a 11-a, în a 12-a la liceu și auzi toți pulăgăii din jurul tău. Pa! Cum coaie, n-ai futut? Bă, n-ai futut? Bă, ești virgin? Bă, știi? Și tot discursul ăsta, care normal, pune presiune, te face să simți ca toți dracii. Mai sunt și două fete pe undeva care preiau ca să pară cool discursul pulărăilor ăstora. Și l-au și pe alea două, care sunt, bă, e virgin asta, bă, aha! Și gen, până, adică eu înțeleg că e umilință și la ala, dar adică e... Asta e stupid. E efectiv stupid, până mea, adică atât timp când n-ai clicuit cu cineva, ca să nu zic că oricum liceul e... E un mod absolut oribil de a-ți începe viața sexuală. Adică ai de ales între cât 30 de oameni. Adică normal în plan că nu te fuzi la liceu. Adică că sunt 5 oameni care se fut în liceu cu oameni din liceul lor. Că ai de ales între 30 de oameni. Cu cine să te fuți? Profi, cu cine să te fuți? Doamne ferește, nu. Dar efectiv, adică ai de ales între 30 de oameni. Și, efectiv, că la toate conceptele astea și presiunile astea sociale îmi pun tot timpul întrebarea și a zic tuturor, de ce? Efectiv, de ce? De ce? De fapt, nu, da, nu, adică, ba, nu, adică e o presiune de asta pe care o iei intrinsecă și zici, păi, ăsta e scopul meu în viață. Da, înțeleg. Ask yourself why. Cu ce mă face mai bun că am futut 5 femei? Cu ce mă face mai bun că m-am dezvirginat la 16 ani în loc de 18, de nu știu cât? Nu ți aduce absolut nimic în viață, vă zic eu, și vă aduce niște, cum îi zice, interacțiuni sexuale oribile. Weird, da. Da, pot să confirm. Mi se pare tocmai că atunci când îți începi viața sexuală într-un moment care nu e potrivit pentru tine și o faci doar datorită presiunii sociale, iei cu tine acele momente foarte mult timp și ajungi mult mai greu la o compatibilitate bună și la un mod bun în care poți să te fuți în pula mea ca lumea. Pentru că tu iei cu tine primele experiențe care îți rămân în minte și sunt etalonul pentru this is what sex should be or should look like. Da, ca să nu zic câți bărbați mint de îngheața apele. Plus asta. Până la 20 de ani și după, când deja se plexește toată. Adică după ce ai făcut deja sex odată, știi, odată de 2 ori, deja s-a prins toată lumea cum e de la 20 de ani încolo sau whatever, nimeni mai minte despre sex. Dar până atunci, bă, să-mi bat pula de n-am auzit cel mai insane căcaturi și eu când eram în liceu sau generală. Pa, eu am futut de la 12 ani. Taci în pula mea. Vicinosul curului. Pa, păi am futut 4 femei aseară. În clasa 11-a. Taci în pula mea. Și adică să știu o crică de minciuni din astea. Și efectiv sunt, eu cel puțin când eram mic, trăiam într-un anturaj ăsta de în care, știi, în care toată lumea mințea cu nerușinare. Toată lumea știa că celălalt minte, dar nu putea să zică, bă, tu minți, că și el mințise deja. Și cumva trăindu-se în această, cum îi zice, disonanță cognitivă în care, da, bă, noi cu toți am futut și toți eram virgini. Aceleași minciuni ca atunci când ești mai mic, gen în general și în școala primară, eu mi-am luat o pisică, eu mi-am luat un câine, da, mi-am luat o balenă, o țin în cadă. E o schimă piramidală a minciunilor, exact, da. Jokes aside, mi se pare că nu e genul de, nu știu, nu e genul de căcat în care să spui energia de pare că o să se întâmple ceva după ce o să faci sex sau după ce o să ai prima relație, nu știu cum. Adică o să fie o experiență de care o să râzi în 2 ani și o să mai ai o experiență peste 2 ani de care o să râzi peste încă 2 ani și până o să râzi peste 4 ani și până peste 6 ani și mai departe. That's how it works. Deci, la fete e fix invers. Da. Și atât de dureros pentru că te blamezi pe tine încercând să ascunzi orice experiență sexuală pe care ai avut-o, ca să nu fii, cum zice, văzută ca o curvă, ia uite-o și pe aia dacă spui cuiva că te-ai făcut cu X, păi ai făcut-o liceul deja. Da. Și e foarte nasol pentru că nu poți să ajungem târziu să vorbim între noi despre ce înseamnă experiențele sexuale. Noi, ca fete, bărbații urlând și mințind, eu am făcut așa și nouă ne e rușine să vorbim între noi și aflăm efectiv foarte târziu multe chestii pe care nu avem de să le luăm, pentru că educația sexuală nu există. Joc și vorbe, mulțumesc foarte mult pentru ride. Ne uităm la un video de la chinezărie și discutăm despre sex și dragoste. Da. Și inseli. Asta era cel mai funny când eram în generală sau în liceu, că toate fetele erau virgine și toți băieții au futut pe cineva din generală sau din liceu. Asta era cel mai amuzant căcat din lume. Și mi se pare că dacă ajungi la o vârstă în care simți tu, știi, te roade pe tine că trebuie neapărat, că simți nevoia, că ți-ai călcâiele, că whatever, man, fă pași în direcția asta. Ia niște pași înceți în direcția asta, vezi încotro te duc. Cred că primul și singurul sfat, dacă ar fi să dau un singur sfat și zic întotdeauna, pe care îl pot da în direcția asta de, știi, băiatul care nu poate interacționa cu femei, uită de a face sex. Uită de sex, uită de relații romantice, uită de pick-up party și de orice, uită de orice care îți scoală pula sau care te face să te îndrăgostești sau altceva. Uită pentru o secundă. Du-te în pula mea la o persoană de sex feminin, oricine care să nu fie eventual măta sau soră ta, du-te la o persoană de sex feminin, colegi, nu știu, prieteni de pe whatever. Și vorbește, men, cu persoana aia, cu femeia aia. Vezi ce căcat are în cap, vezi ce zice, vezi ce face, vezi ce interese are. Go with an open mind. Ascultă, dracu, ce zice persoana aia din fața ta. Ăsta e singurul sfat pe care pot să-l dau și care chiar funcționează. Pentru că altfel, gen, pula aia, tu mergi asta și că ești pretenția asta, știi? Păi eu mâine mă duc la un date cu o bagaboantă asta de pe Instagram și aia descriu la femei de alea cele mai bune femei de pe Instagram și au mesaje de la Romică, pula mea, că bună, ce faci, ne vedem mâine? Te vezi cu aia și ce faci? Ce faci când te vezi cu aia, mă, nene? Ce faci? Că tu nu știi, tu n-ai vorbit cu două femei în afară de măta și soră ta. Că tu stai cu băieții, joci fotbal. Nu te interesează ce vorbiți de la alea, machiaje, pula mea, nu te interesează. Ce vorbești cu aia? Ai ieșit cu aia la date, ce vorbești cu aia? Cum o fuți? Cum o fuți că nu știi să scoți două cuvinte din gură? Și again, ăsta nu este un sfat de a te folosi de a te folosi de unele femei ca să înveți cum să placi. Asta zic, go with an open mind, încearcă să te împrietenești, să vorbești și să fii amic cu persoane de sex feminin. Pur și simplu, exact, elimină conceptul de gender din capul tău. elimină conceptul că acea persoană are ceva între picioare sau are niște valori. Elimină. Tu te fii prieten cu vorbește cu ceva. Întreabă, fii curios, fake-uiește curiozitatea despre machiaje. Vezi ce zice persoana despre machiaje, că s-ar putea să se pare interesant. Nu știu, mie mi se pare. Păi asta e că e dezumanizant când ești privită ca femeie de cele mai multe ori. E femeie, trebuie să o fut, n-ai cum, nu există conceptul de a fi prieten, de a fi ascultat. Așa asta e de multe ori și am simțit eu personal chestia asta, că orice aș vorbi, bărbatul cu care vorbeam nu era atent la ce spuneam, la interesele mele, la chestiile care îmi plac mie, nu exista așa ceva, el nu... Era ca și cum nu auzea ce vorbeam absolut nimic, eu eram o femeie care trebuia să o fută, nu conta ce ziceam. Da, normal că sunt și alte probleme care vin cu vârsta și hormoni și whatever, da, așa. Da, ziceam așa, ca o chestie generală pe care chiar poți să o faci, care chiar e acționabilă în direcția de a, știi, a avea o parteneră sau chit că e de sex, chit că e romantică, chit că whatever. Pentru că altă metodă nu există decât aia de a fi un om uman cu care un alt om uman vrea să-și petreacă timpul și sexul și o relație și whatever. Nu există altă variantă. Nu există altă variantă. Poveștile cu m-am dus în club, am agățat-o pe una, era beată, mi-a băgat, nu există. Știi când se întâmplă alea? Se întâmplă când deja ai toată încrederea din lume, când deja ai avut 15.000 de encounter-uri de genul și când deja se vede de la 15.000 de metri că ai pula mare, indiferent de ce mărime e. Abia atunci se întâmplă. Până atunci nu o să vină nimeni la tine beat să-ți bage mâna în pantaloni când, știi, când tu stai... It does not happen, it does not exist. It does not exist. Fii un om uman cu alt om uman. And that's how it works. Când mai zic turbația, domnule, pentru ce există feminism, că există egalitate? Noi trebuie să avem discuții în momentul ăsta în care zicem, tratați femeile ca pe oameni, ascultați ce vorbesc exact cu voi. A, egalitate cu aia, unde? Ca zic, mulțumesc pentru guide. Hey guys, ați încercat să includeți femeile în cercul vostru de prieteni? Bă, da, știu că e penal când o zici, dar pula mea, aici suntem. Ce să zici? Pula mea, efectiv aici suntem. Din păcate aici suntem. Și eu știu pe pielea mea, că și eu am avut nevoie să... De fapt, nu știu dacă mi-a zis cineva în mod special sau, nu știu, m-am prins eu că... Sau nu știu, whatever. Da, și desigur mai sunt și... Mă, da, hai, nu mai... Bine, hai să continuăm acest video pe care l-am pus pe pauza cu jumătate de oră. Mă scuzați. Ura inserilor pentru femei atât de puternică, încât unii din ei devin criminali în serie. Atacul soldat cu 20 de victime al lui Elliot Rodger, care se autoproclama gentlemanul suprem, a inspirat multe alte incidente... Doamne, te ador, îmi pula mea. A lui Elliot Rodger, care se autoproclama gentlemanul suprem. Te ador, coaie, să-mi bat pula. Ador. Gentlemanul suprem. A inspirat multe alte incidente, printre care un atac cu o dubă în Toronto, în care Alec Minasian a omorât sau rănit 26 de oameni, sau cei 6 oameni omorâți în Plymouth cu un shotgun de Jack Davidson, amândoi fiind activi în comunitățile de inseli. Inselii, ca și restul bărbatosferei, sunt un fel de cult. Au proprii termeni și propriile teorii despre de ce sunt așa cum sunt, își oferă suport și validare și au obiective comune. Și nu poți să nu te întrebi de ce tocmai acum a devenit problema asta atât de intensă, încât să determine oamenii să creeze comunități în jurul ei. Ei bine, inselii sunt consecința extremă a unui fenomen social din ce în ce mai vizibil, anume singurătatea în rândul bărbaților. Inselii sunt de multe ori bărbați albi, relativ tineri, introvertiți și cu o viață care se petrece, în mare parte, în lobby-ul League of Legends, ceea ce îi face clienți perfecți. Yo, Bushu, where you at? Bushu are raid acum cu gașca. Are raid cu clanul acum. N-aude. Introvertiți și cu o viață care se petrece, în mare parte, în lobby-ul League of Legends, ceea ce îi face clienți perfecți pentru aplicațiile de dating. Tinder, Bumble și toți verii lor sunt metoda cea mai convenabilă pentru oamenii timizi și singuratici să-și găsească parteneri. Sunt o metodă așa convenabilă, încât au devenit cea mai comună metodă de întâlnit oameni și formează o industrie care valorează 7,5 miliarde de dolari. Aplicațiile de dating sunt acuzate constant că promovează superficialitatea, au vibe de păcănele, creează o cultură strict vizuală în jurul datingului și transformă datingul într-o piață. Foarte de acord. Da, este absolut oribil cum profită companiile de tipul Tinder, de Bumble, și am văzut o, cred că, de studii pe Tinder. Absolut mizerabil. În chestii gen îți faci un clasament în care ție îți arată top 1% cei mai atractivi oameni de pe Tinder, în timp, și gen tu dai ca prost, dai Kim Kardashian, swipe, Carmen Grebenișan, swipe, Maria Dragomiroiu, swipe. Tu zici că dai like-uri la alea bune și pe tine nu te arată niciodată alora bune în pula aia. It does not work like that. Și este absolut oribil și adică tu efectiv dai sute de swipe-uri, din care, știi, reale sunt 5. Mă rog. Și mi se pare că îți dă și această falsă impresie de dating pool este infinit. Uite câți oameni există aici, când noi în viața reală câți oameni cunoaștem face-to-face, câți ai șansa să cunoști vreodată, și efectiv se simte ca la păcănele când poți să dai like-dislike cu unor persoane cu care în viața reală nu te-ai întâlnit niciodată și sunt posibilitate foarte mare, dacă v-ați fi întâlnit în realitate să vă fi înțeles foarte bine, dar așa you'll never know, pentru că efectiv e păcănea. Și pentru mine mai e foarte concerning, pentru mine, am văzut și eu, cred că, de căcaturi pe tema asta, senzația asta că, bă, știi, intri într-o relație și dacă mâine nu-ți convine ceva, you can just, bă, gata, o zi plăcută, că am Tinder. Am aici ăsta, la un swipe distanță, eu îmi găsesc alta mâine. Știi, gen, it is not like that. Adică este o falsă... O falsă siguranță de asta în mulțime, știi, de exact ce zice Sabina. Da, păi, infinite femeile acolo cu aia. Mi se pare că e cam un safety net, care în realitate o să dacă îl tatezi, cum ai zis tu, știi, de îmi bag pula, nu vreau să fac acest lucru să meargă, o să, efectiv, îmi găsesc în secunda 2 pe altcineva. Da. Cum crezi că o să meargă? Cum crezi că următoarea relație o să funcționeze dacă tu nu... îți lucrezi la problemele tale din interioare as a human being. Și nu zic că nu poate să funcționeze, adică cred că marea majoritate dintre noi cunoaștem oameni prin intermediul social media, one way or another. It's fine, practic, noi ne știm de pe Instagram sau whatever. Sure. Zic doar de acest marketplace care poate să devină periculos. Adică, știi, pentru toate cazurile astea fericite. Yeah. Eu m-am întâlnit cu gagică-mi și sunt 15 de alte cazuri total nefericite, știi, mai ales cu tot respectul, ne scuzați, dar mai ales la bărbați, de oameni în pula mea care fac depresie pe Tinder, că nu le dă nimeni swipe sau că cine le dă sunt conturi false și îți apare notificare someone liked you și e cont ăla de bot într-un orășel liniștit, dă click aici. Și e dezumanizat, man, e absolut oribil. Sau, adică, nu știu... Cum am și eu, cred că, de cunoștințe de femei care la fel stau 2 ani de zile pe Bumble și stau să se certe cu toți corporatiștii care, hei, salut, nu știu, sunt o femeie de 30 de ani, ești prospătură, du-te, dracu. Știi, adică, nu știu, adică sunt atâtea failuri la toate poveștile astea fericite. Și când zic failuri, mă refer la failuri sistemice de oameni pe care îi bagă în semidepresie toate aplicațiile astea. E fix. Again, e dezumanizare de ambele părți aici, de ambele, nu doar bărbați sau femeile, e dezumanizare, că te uiți la... te uiți ca la un meniu. Da, nu-mi place. Efectiv. Vreau, nu vreau, vreau, nu vreau. Și asta e ce mai cred. Că meniul ăla e faked. E fake-uit de algoritmul Tinder. Yep. Asta e cel mai nasol. Ceea ce e absolut și complet adevărat. Dar să zici că Tinder a transformat datingul în superficialitatea, au vibe de păcănele, creează o cultură strict vizuală în jurul datingului și transformă datingul într-o piață. Ceea ce e absolut și complet adevărat. Dar să zici că Tinder a transformat datingul într-o piață, e ca și cum ai zice că EMAG a inventat capitalismul. Și asta pentru că datingul, în varianta lui tradițională, a fost întotdeauna, într-un fel, un sistem economic. Toate lucrurile pe care le-am menționat înainte de discuția despre inseli sunt practic ceea ce trebuie să aibă un bărbat ca să aibă valoare cât mai mare pe piață. Să fie puternic, să aibă tupeu, să ia dreptatea în propriile mâini, să fie... Da, total de acord. Încerc să mă feresc de termeni tip comodificare, dar da, așa este, comodificarea datingului și cum, da, asta e, că nici măcar nu e comodificarea datingului, e comodificarea adrenalinei de, știi, de mi-am găsit pe cineva. Asta e, adică păcănea e un termen foarte bun, că e comodificarea adrenalinei pe care o ai când flirtezi cu cineva sau când te meciuiești cu cineva în real life, știi, când faci contact, da, dăraș, faci contact vizual cu cineva, știi, într-un club sau whatever. Mi se pare că aia e și mai critic, aia e comodificat de fapt, nu dating-ul în sine, mă rog. Și da, așa este, e același căcat cu orice sentiment pe care îl avem, cu orice căcat de consum, fie el fizic sau abstract. Toate lucrurile pe care le-am menționat înainte de discuția despre inseli sunt practic ceea ce trebuie să aibă un bărbat ca să aibă valoare cât mai mare pe piață. Să fie puternic, să aibă tupeu, să ia dreptatea în propriile mâini, să fie carismatic, să aibă disponibilități materiale, să fie un protector și să pună pâine pe masă, dar și să fie înalt, să aibă părul într-un fel și tot așa. Și femeile la rândul lor au un set de valori pe care trebuie să le bifeze, valori care sunt în principiu opuse celor masculine. Cel mai important în definirea pieței de dating și în același timp cea mai mare tensiune a ei e câți parteneri ar trebui în mod ideal să aibă fiecare gen, adică mulți pentru bărbați și puțini pentru femei. Femeile trebuie să fie selective ca să nu fie considerate ușoare, deci vor trebui să aleagă după niște criterii. Bărbații care trebuie să scoreze cât mai mult sunt obligați de circumstanțele astea să încerce să se facă cât mai dezirabili ca să aibă cât mai multe șanse să dea acolo. Treaba asta funcționează cel mai bine într-un sat în care sunt 5 bărbați și 5 femei la vârsta de măritiși. Funcționează destul de în regulă și într-o societate fără internet în care ai de ales între oameni de la bloc, de la școală și de la cooperativa agricolă. Într-o societate care are Tinder, tot sistemul se prăbușește. Dacă înainte femeile erau selective pentru că așa trebuia, acum sunt selective pentru că nu au cum altfel. În condițiile în care bărbații au tendința să dea swipe dreapta mult mai generos și deci foarte mulți bărbați sunt potențiale match-uri, în mod natural, pentru că oricum de atât au fizic timp, femeile o să-i aleagă pe cei mai mișto. Același lucru se aplică, de exemplu, și pe Instagram. În condițiile în care o groază de pețitori îți alunecă în mesajele private zi de zi, nu ai cum fizic să nu refuzi o mare parte din ei din start și să-ți orientezi atenția către cei cu mai mult potențial. În economie, chestia asta se numește oligopol. Aceeași ofertă, adică femeile, au acces la o cerere mult mai largă și pot să crească prețul, care ar însemna, în contextul ăsta, cât de mișto e hândrălăul. Și în condițiile în care cererea e inelastică, adică bărbații nu sunt la fel de selectivi, logic vorbind, băieții introverți, ciudăței, scunzi, convențional neatractivi și cronic online nu se vor ridica la standardul pieței. Problema cu a formula genul ăsta de idee e că datingul în general e foarte subiectiv și nu ai date foarte concrete despre nimic. Experiențele oamenilor cu datingul și întrepătările acestor experiențe variază în funcție de ce crede fiecare despre subiect în general, despre sine și despre ceilalți. Dar probabil singura experiență pe care a trăit-o toată lumea pe Tinder și pe care aplicația e și construită să ți-o provoace e iluzia că mereu poți să găsești pe cineva mai mișto. E iluzia care stă la baza mercantilismului din datingul online și care avantajează disproporționat oamenii frumoși, extroverți și cu card de volut negru online și care avantajează disproporționat oamenii frumoși, extroverți și cu card de volut negru și dezavantajează genul de oameni care ajung să devină inseli. Da, asta mai vreau să mai adaug și cât de discriminatorie față de oamenii introverți, man. Știi asta, căcatul ăsta, că e atât de, exact cum a zis și chinezărie, că e atât de vizual și atât de, cum îi zice, și adică dacă n-ai poze cu prieteni, cum te distrezi, făcute frumos, cu fotograf, cu plan, adică e mult mai ușor să te iei swipe left. Și ca om introvert, pula mea, adică n-ai... Puteți să vă las la voc. Puteți să vă las la voc, are poze cu o friptură, poza a 5, ultima zi, a 5-a lui poză, dacă te uiți în spate, o poză cu o friptură, dar cu 3 ani. Știi, adică... La bază, experiența inselilor cu datingul e similară cu experiența tuturor de a cumpăra un Logan Stepway cu banii jos. Li se zice ce trebuie să facă ca să obțină acest lucru prețios, ei depun niște eforturi, ajung la concluzia că nu au fizic cum să ajungă la ceea ce își doresc și își dau seama că toată promisiunea a fost de fapt o țeapă. De asta, în mod profund ironic, în mintea lor, inselii sunt echivalentul din dating al socialiștilor. Inselii vorbesc constant despre dezavantaje din naștere și gagici subvenționate de stat. Sunt oameni care simt că sistemul e nedrept și că e măsluit împotriva lor. Sunt oameni cărora li s-au oferit modele care nu se potrivesc pentru ei și cărora li s-a dat de înțeles că să faci mult sex e ceva ce trebuie să bifezi ca să fii adecvat în societate. Marea greșeală a inselilor e că ideologia lor e bazată în invidie și nu în dorința de schimbare și că divinizează oameni care dau bine cu șutul în loc să găsească un nou set de valori care să nu-i transforme în teroriști. Fiindcă problema de bază a inselilor, dar și a relațiilor în general, sunt tocmai ideile de bărbați alfa, body count, manipulare de pick-up artist și tot felul de alte lucruri care te fac să uiți că vorbești până la urmă cu și despre oameni. O credință personală. Mie aici, cred că chinezăria nu e atât de versat pe politica americană, dar mie e o comparație mult mai bună, mi se par libertarienii pe această problemă, căci într-adevăr e funny toată asta și când te uiți la the economics of sex și că aia, cine ia femeile bune, cine ia, cine rămâne pe din afară, adică da, așa e funny, dar mi se pare că e chestia pe care o fac libertarienii, adică fix căcatul ăsta de statul ne ia pe prea multe taxe, trebuie să tăiem de acolo și că păi da, mie de ce, eu de ce să n-am voie să-mi fac aici un palat, de ce să n-am voie să arunc baterii de mașină în lac, că nu înțeleg, păi da, mă oprește asta. Și mi se pare de asemenea că tot discursul de inseldom e foarte aproape de discursul de libertarianism de dreapta, ăla de păi, ar trebui să pot să mă duc să iau o femeie mâine, să o leg de calorifer și să fie nevastă mea, că așa vreau eu, că așa se poate. Mă, nu știu dacă e tocmai libertarian, mă, whatever, da, dar înțeleg ce vreau să zic. Felul de alte lucruri care te fac să uiți că vorbești până la urmă cu și despre oameni. O credință personală de-a mea și pe care o... Zice cineva, tot mai trebuie să-i și demonizăm. Da, omule, asta am făcut aici, am demonizat. Și vezi că sunt oameni care literalmente omoară alți oameni. Scuze dacă mi-a scăpat ceva ce te-a făcut să te simți demonizat, prieten drag. Scuze dacă un grup de oameni care omoară femei și fac atentate cu arme în SUA m-a făcut să demonizez pe cineva. M-am săturat de această retorică în care... Eu, ca femeie, cu experiențe pe care le-am avut până acum, trebuie tot eu să am empatie față de celălalt. Și am zis chestia asta de mai multe ori. Considerați o misandrie, deși nu există așa ceva. M-am săturat să am tot eu empatie. Nu mai vreau. Da, de acord că trebuie să se vorbească despre toate problemele aduse patriarhatului asupra bărbaților, dar de ce trebuie să facem această retorică tot când e vorba despre problemele și inegalitățile asupra femeilor, să se facă evident separat. Faceți-o! Do it! Help them! Please do it! Dar nu mai cereți tot nouă empatie pentru ei. Take care! Cum să nu existe misandrie dacă există misoginie? Da, punching up și punching down, un concept foarte greu de înțeles. Misandria nu există pentru că este aproape în absolut toate cazurile imposibil să ai... să ai raportul de putere care să creeze genul de ură pe care o creează misoginia. De-aia nu există, pentru că nu există nici exemple reale de misandrie sistemică sau misandrie răspândită sau culturi care promovează misandria sau plan. În timp ce există toate acestea pe tot ce înseamnă misoginismul. Și dacă urmează, că asta urmează, am mai vorbit despre chestia asta de 18 de ori, știu deja toate întrebările care o să urmeze. Urmează întrebarea, da, eu am o șefă care mă urăște. Și zic, da, este foarte probabil să ai o șefă care te... Nu, am o șefă care mă urăște pentru că sunt un bărbat la locul de muncă unde sunt numai femei. Zic, da, se poate să te urască o femeie doar pentru că ești bărbat, dar misandria ca și misoginia implică un abuz de putere sistemic. Yep. Nu faptul că te urăște pe tine Maria care e șefă ta sau că nu-i place de tine lui Cosmina de la HR. Aia nu este misandrie, este doar o femeie care are boală pe tine, la fel cum ai și tu boală pe o altă femeie din alte motive. Deci despre asta vorbim de obicei când vorbim despre misoginie, adică Nu e despre eu am boală pe Sabina că e femeie, e despre eu am boală pe toate femeile că sunt femei. Sau, mă, pe o mare parte din femei, sau pe une, pe femeile negre, sau pe femeile asiatice, sau pe femeile, pula mea, sau pe femeile astea, femeile care nu știu să conducă. Aia este un stereotip misogin. Că toate femeile nu pot să conducă. Lucru care nu există pentru bărbați în mare parte, tocmai pentru că noi avem marea majoritatea puterii în această lume. Therefore, nu avem cum să fim opresați sistemic sau urâți sistemic. Nimic, m-am uitat și comentarii mai de persoane în chat care pare că are chef de certă la ora asta. Lasă-i. Hai, terminăm asta. Fac să uiți că vorbești, până la urmă, cu și despre oameni. O credință personală de-a mea și pe care o bag de multe ori în videouri e că nimeni nu se naște un monstru. Și dacă nu putem să empatizăm cu oameni care nu empatizează cu noi, ceea ce, ok, poate ar trebui măcar să fie recunoscători că nu suntem în locul lor. Să ne amintim că lumea încă e un loc care ne pune arbitrar în categorii și că noi am avut norocul să fim într-o categorie bună. Și poate din recunoștința asta o să putem să facem lucrurile să se miște încet încet, spre o versiune în care putem să fim toți fericiți, validați și, bineînțeles, iubiți. I mean, mi se pare că o completare, adică mi se pare că e foarte bun video, dar în același timp foarte introductiv, na, așa sunt videourile lui de 10 minute. Da. Pentru a doua parte care ar fi videoul ăla de la ContraPoints, care deep dives în toată comunitatea de insea și toate cele. Da. De ce te-ai enervat viața mea? Zici, am văzut exemplu perfect, dă un pic mai jos chat-ul. Yeah. Că am zis eu că persoana asta are chef de ceartă, opiniile sunt diferite de ceartă honey bunny. Acest belittling al acestor în care am zis că are chef de ceartă. Păi văd, asta zic că îmi proves my point. Păreți speriați, da, m-am speriat că te-am văzut de prost ești. Păreți speriați. M-am speriat fața ta. Că ești urât! Garam! Ce să vă dați subscribe la chinezărie. Mai are foarte multe videouri asemănătoare care sunt foarte tari. Da, și video man de la ContraPoints e foarte bun. Oh, nice! Așa am zis când am avut-o pe măta, omule. A, nu-ți place când se întoarce moneda? Ești supi că ești luat la pulă înapoi? Și-mi place votul pe Lex. Lexia. Da, Marianeho, putem să vorbim despre femeile frustrate care au boală pe alte femei doar pentru că acestea din urmă sunt mai tinere, mai frumoase, mai îngrijite, mai de succes, sau pur și simplu pentru că Gigel de la IT, de care lor le place, se uită cu jin la altele și nu la ele. Am probleme la muncă din cauza unei gagici cu care n-am nicio treabă. Femeia e strict invidioasă și rea from pure spite. Îmi place foarte mult că ai înglobat exact exemplul pe care l-am dat mai devreme. Eu am o problemă la muncă cu o femeie, therefore, este ok să fiu... este ok să zic, oh, păi femeile ăsta... Ce-mi place genul ăsta de discurs de la... De fapt, da, bine, noi aici n-am mai play să vorbesc despre asta, dar nu știu, mi se pare atât de funny căcatul ăsta de... femeia care zice, am o de-aia rea cu buzele subțiri la muncă, o de-aia rea la dracu e, că e mereu la ciclu firarea... Deci, nu știu... Mie nu vreau să vorbesc despre... N-am mai place, dar e evident tot o chestie venită din misoginia clasică de care am fost cu toți înconjurați. Este o misoginie pentru că este tot timpul această competiție constantă între femei. Vă întrebați competiție pentru ce? A, ca să fim noi plăcute de bărbați, eu mai mult decât colega mea? Ce mai zice mai sărăcul ăsta? Nu este Dana Budenu, de exemplu, o femeie care pune de multe ori jos alte femei? Mi-aduc aminte că ea a zis unei femei, tu nu ai, sunt de femeie. Măi, Dana Budenu a instigat la a instigat bărbații să-și bată femeile acasă. What the fuck are you talking about? Misoginia există și la femei. Se numește, bă, asta e termenul acum, nu știu. Misoginia internalizată. Tocmai pentru că este atât de prezentă în societate misoginia, normal există și femei care sunt misogine. Pe unde mă distrează când văd toți, adică că m-am obișnuit cu ele, da? Pentru când e Sabina aici lângă mine, o simt cum... efectiv nu mai vrea să înjure pe cineva de morți și să plece de pe stream. Să-l prinde pe unul că să-i îmba pula în familia mătii și să plece. Adică m-am obișnuit deja și sunt foarte relaxat about it, dar... Pentru că, again, nu mai am empatie pentru cine ăsta de oameni. Dar, adică ar fi și culmea să ai tu empatie, care tu ca persoană... Mai am. Tu ca persoană fută în gură de genul ăsta de cultură și de whatever, constant. Tu ai empatie. Că noi ar trebui să avem empatie între noi și atât. Mă rog, empatia se oprească la... empatia evident se oprească la o limită. Mai vrea cineva să-l înjurăm sau putem să ne ducem și noi acasă? De la ce stream ai venit? Cine a terminat stream-ul? Cine? Orice lucru nasol pe care îl face o femeie să-mi devină bărbații. Sabina nu e biased? Da, asta zic Sabina. Asta zic Sabina. Tu ești contenderul pentru înjurături? Jordan Peterson e bazat, Mihail Neamțu se pișă pe tine. Bă, să ține trebuie să ieși troll de ăștia atât de low budget să mor eu. Efectiv, v-ați făcut cont de Twitch ieri. Efectiv, nici nu stau să mă uit. Nici nu mă uit când este creat cont de Twitch. De atât de low budget, vede că n-ați trollat o zi în viața voastră. De fapt, nu că n-ați trolat, că n-ați trecut de nivelul ăla de zi. Să furați sandwich-ul din ghiozdan și ascuns în dulapul de la catedră. Ne face shame la troll? Da, îmi plăia, măcar... Asta mă ne vede, măcar trolați zi. Măcar prinde-mă, știi? Fă-mă ca pe proști. S-a mai întâmplat, au mai fost câțiva care m-au făcut ca pe proști. Fă-mă ca pe proști. Trolează-mă ca pe proști. Asta este cel mai obosit tip de troll în care vii și zici, exact exemplu de mai devreme, cu Chifoi, vii și zici, eu cred că pământul este plat. Și eu zic, băi, dragă cetă, eu nu cred că pământul e plat, eu cred că pământul e rotund. Și tu ca cetă zici, ha, te-am trolat, ha, 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 I got your reaction, ha, ha, mi-a răspuns streamerul, ha, 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 ha. Faceți de râs, hai la culcare. Cine mai e online? Nu mai e nimeni, nu vezi că au ieșit. Lex, a terminat sabatonul, ce recu să mai facem? Stai că nu-s logat aici. Pup, pup. Ah, efectiv nu este nimeni online. E trist, yeah. Maggie. Nu, no, Riz. De unde? Pe stradă. Alol. Trist, Maggie se uită la chef la cuțite. Chef la cuțite. Vă trimit la trânsa. Dacă nu știți și vă place de trânsa, dați-i follow. Ești politicoși acolo. Ești cuminți. Se știe, dacă nu sunteți politicoși acolo, zice sau faceți nefăcute, vă luați bani aici. Pupici, noapte bună, ne pare eu că n-am terminat părea voi stilul. Ce să-i faci acum? Facem, o chemă asta vine la mine și facem la cu prima ocazie. Bă, cum ar fi să-i dai raid lui Hasan să audă de tine? Drag, prieten, ești vechi, ești nou aici. Pupici, toate cele bune, pupici. Ne vedem zilele următoare. Fiți cuminți acolo, noapte bună! Pupicei!